Pacea Domnului Iisus Hristos, bună dimineața, bună ziua, bună seara, care unde vă găsiți pe planeta aceasta, vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos, vă spunem bun venit tuturor celor care sunteți cu noi pe platformă și în aceste momente când avem părtășie și pe lângă faptul că avem părtășie, dorim să intrăm și cu micuța noastră biserică în casele dumneavoastră, celor care nu aveți o casă de închinăciune, care poate nu știți ce să petrece la o casă de pocăiți credincioși, pocăiți să zicem așa, și doriți ca să rămâneți cu noi la părtășie, Domnul să vă binecuvânteze, Domnul să vă binecuvânteze pe cei care mai distribuiți, să ajungă la orice suflet. Sunt dintre cei dragi noștri care nu-L cunosc pe Domnul, care trec prin diferite probleme, necazuri în viața lor și noi nu știm pe cine Dumnezeu vrea să folosească ziua de astăzi. Poate cântarea cuiva, poate poezia cuiva, poate mesajul cuiva va ajunge la inima unui suflet debusolat care Domnul poate să-l întoarcă, să-l ridice din toate necazurile și probleme, așa cum a lucrat Dumnezeu și în viețile noastre. Vă binecuvântăm pe toți, amin. Un singur anunț care vreau să-l anunț, vă rog, ca de obicei, nu vă încredeți în oameni, sunt fel de fel de oameni care nu caută să facă decât rău. Vă căuta să beneficieze de bunătatea copiilor lui Dumnezeu, să vină cu, să impersoneze, să vină cu fel de fel de videouri, cu mesaje, poze cu copii săraci, să ajungă la inimile dumneavoastră și dumneavoastră să dăruiți banul dumneavoastră care l-aveți crezând că merge undeva unde vedeți pozele la copii săraci. Și încolo, în spatele acestor conturi, sunt oameni și fel de fel de șarlatani care caută să ne prostească sau să prostească copiii lui Dumnezeu. Protejați-vă, nu vă dați datele personale, numărul de telefon, adresa și, bineînțeles, Doamne ferește, contul din bancă. Domnul să vă binecuvânteze, cam atât cu anunțurile și Domnul să continui să binecuvânteze toată slujirea mai departe. Păstorul Ghiță Văipan, vă rugăm să luați cuvântul și Domnul să vă întărească. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu și în ziua de 13 decembrie 2023, împreună cu cei care n-au obosit să alerge pe calea către Rai. Fie ca și ziua de astăzi să fie o zi sub binecuvântarea Domnului, tot cei care slujesc să slujească cu bucurie ca pentru Domnul. Punem numele Domnului pentru oricine a intrat la părtășie și oricine va asculta mesajul cântărilor, a poeziilor și mesajul Evangheliei să ia o decizie de a urma pe Domnul Iisus Hristos. Domnul să o binecuvânteze pe sora Oltea în slujirea care o face, familia ei și familiile noastre. Dumnezeu să fie binecuvântat în toate. Amin. Amin. Mulțumim. Domnul să vă binecuvânteze și dacă doriți să înălțați și o rugăciune pentru toată slujirea și Domnul să vă binecuvânteze. Părinte, Doamne, Tată din Cerul, suntem recunoscători pentru că ne-ai binecuvântat și anul acesta 2023. Ne-ai dat condiții de pocăință, libertatea de a ne pocăi, de a te sluji. Îți mulțumim, Doamne, că avem ocazia să slujim și în modul acesta și ajută-ne să o facem din toată inima. Binecuvântă, Doamne, pe toți acei care sunt împreună cu noi, în unitate, în părtășie, pentru a glorifica numele Tău. Să ne dai, Doamne, sănătatea de care avem nevoie să te slujim, să ne dai resursele spirituale de care avem nevoie, să ne dai pasiunea și ungerea de care avem nevoie în slujire. Binecuvântă pe cei ce cântă, binecuvântă pe cei care administrează, cărmuiesc, pe cei care rostesc numele Tău prin cuvânt, deschide ușa de cuvânt și astăzi, Doamne, cei care vor proclama cuvântul Tău să fie însoțiți de puterea Duhului Sfânt. Noi toate acestea ne-am rugat în numele scump și drag al Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Mulțumim, mulțumim. Domnul să binecuvânteze, fratele Vasile, vă rugăm, luați mai departe și Domnul să rânduiască toată slujba, Domnul să vă întărească. Amin. Amin. Așa de vreme? Domnul să ne binecuvânteze pe toți, slăviți să fie Domnul. Binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt, frați și surori. Vrem să începem timpul de slujire din dimineața aceasta prin a asculta câteva cântări spre lauda Domnului, un cuvânt, ceea ce Domnul va pune pe inima noastră, Domnul să ne binecuvânteze. Sora Lucreția, Domnul să vă binecuvânteze. Sora Oltea, lăudați pe Domnul.
Voi lăuda și eu pe Domnul cu o cântare. Domnul să ne binecuvânteze. Fratele Gheță va urma cu poezia după. Și voi lăuda și eu pe Domnul. Preamărit să fie Domnul Dumnezeu nostru și în această dimineață. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, ne dă pacea pe pământ. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, ne dă pacea pe pământ. Când în lume-i tulburare, ne dă pașii îndurare, Duhul Sfânt. Când în lume-i tulburare, ne dă pașii îndurare, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, mângâiere pe pământ. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, mângâiere pe pământ. Întristarea ne doboară, dar e ne ridică iară, Duhul Sfânt. Întristarea ne doboară, dar e ne ridică iară, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, este medic pe pământ. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, este medic pe pământ. Rănile ni le atinge și cu undele le unge, Duhul Sfânt. Rănile ni le atinge și cu undele le unge, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, e o harbună pe pământ. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, e o harbună pe pământ. Că vom fi răpiți odată de Iisus la Sfântul Tată, Duhul Sfânt. Ne va duce în veșnicie să trăim cu bucurie, Duhul Sfânt. Că vom fi răpiți odată de Iisus la Sfântul Tată, Duhul Sfânt. Ne va duce în veșnicie să trăim cu bucurie, Duhul Sfânt. Amin. Domnul Iisus să vă binecuvânteze, să vă rog. Amin, amin, slăviți să fie Domnul. Cu ajutorul Domnului voi lăuda și eu pe Domnul cu o cântare. Urcăm pe treptele de har cu Iisus, cu Iisus, cu Iisus, privind spre cerului hotar, zi de zi, ceas de ceas, tot mai sus. Iisus înainte, noi după El, în urmă lumea lăsăm. Prin Duhul Sfânt El aprinde zel, cu Domnul să înaintăm. Iisus înainte, noi după El, în urmă lumea lăsăm. Prin Duhul Sfânt El aprinde zel, cu Domnul să înaintăm. Urcăm prin flăcări și prin foc, cu Iisus, cu Iisus, cu Iisus. Nu ne oprim nici când în loc, ne avântăm tot mereu spre Iisus, căci viața Domnul ne-a dăruit și pacea ne-a dat-o El. Prin jertfa sfântă ne-a mântuit Iisus Emanuel, căci viața Domnul ne-a dăruit și pacea.
El, prin jertfa sfântă ne-a mântuit, Iisuse Emanuel. Urcând mereu neobosit, cu Iisus, cu Iisus, cu Iisus, cu El vom fi noi biruit. Când vom fi în cer cu Iisus, când lupta-i mare și drumul-i greu, genunchii noi ni plecăm, prin harul mare primim mereu puteri noi să înaintăm. Când lupta-i mare și drumul-i greu, genunchii noi ni plecăm, prin harul mare primim mereu puteri noi să înaintăm. Dar harul ce ne-a fost lăsat prin Isus, prin Isus, prin Isus, ridică lumea din păcat și ne avântă mereu tot mai sus. Iisus prin moartea de la Calvar și suferința cea grea aduce lumii cerescul har și îi dă iubirea sa. Iisus prin moartea de la Calvar și suferința cea grea aduce lumii cerescui har și îi dă iubirea sa. Când harul aduce suferinți, cu Iisus, cu Iisus, cu Iisus, ascunde în ele biruinți, ce ne urcă mereu tot mai sus. Dar suferința se va sfârși și vechiul lumii suspin, iar harul mare va dăinui în veci de veci, amin. Dar suferința se va sfârși și vechiul lumii suspin, iar harul mare va dăinui în veci de veci. Amin. Amin. Aleluia. Glorie ție, Slăvit să fie Domnul! Domnul Iisus să vă binecuvinteze! Slavă Domnului! Nu mergi de la mine, Iisus, strigă inima spre alții verși milă de sus. Fă-mi și mie așa, Iisus, Iisus, strigă inima spre alții verși milă de sus. Fă-mi și mie așa. Stâmpără-mă la tronul tău, că sunt durerat. Vezi, aici stau cu căință, să fiu mângâiat. Iisus, Iisus, strigă inima spre alții verși milă de sus. Fă-mi și mie așa. Nu mai în tine mă încred,
Stânca mea tu ești, la tine în toată vremea, eu mă odihnesc. Iisus, Iisus, strigă inima spre alții veșmile de sus, fă-mi și mie așa. Ești izvor de bucurie, orice vină ștergi, pacea ta mi-o dai tu mie. Pe partea mea tu ești, Iisus, Iisus, strigă inima spre alții veșmile de sus, fă-mi și mie așa. Amin. Frate Ghiță, Domnul să vă binecuvinteze. Mă auziți? Da. Cuvântul Domnului, care este la baza mesajului care urmează, se găsește în 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, el măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Amin. Iisus și eu, autor anonim. De ce am nevoie oare de atâta bogăție când tu, Iisuse, Doamne, n-ai vrut să fii bogat? De ce mândrii de șarte cărarea mea îmbie când drumul umilinței tu, rege, l-ai urmat? Ce straniu mi se pare să știu că am atâtea ce n-au nicio valoare în cumpăna din cer, că am strâns zadarnic lucruri ce mi-au slăit puterea, plădind nisip de vise ce praf se fac și pierd. Ce straniu mi se pare să am o casă mare, când știu că tu adesea n-aveai măcar un pat. Ciudat, eu stau în tihnă și mulți îmi dau onoare, iar tu, stăpânul lumii, ai fost un alungat. Și multe vânturi aspre ți-au fluturat obrajii și lacrimi amare vărsată ai în pustiu, iar noi, la mese pline, petrecem fără grijuri. Ce mulți creștini, Iisuse, de lacrimi nu mai știu. Ne-a robit confortul și banii ne îndoaie și am vrea mai mult să strângem în pumnul nostru mic. Secătuim pământul de aur și gunoaie și doar avem atâtea, iar tu n-aveai nimic. Ai adunat pe drumuri săraci și desculții, i-ai învățat iubirea și ei te-au ascultat. Cu vame și la masă ai stat stăpânul lumii, cu păcătoși în stradă și nu te-ai rușinat. Iar noi trasăm prin lume urme fără capăt, ne strângem între palme furtuni de valuri reci, ne-am înălțat statui și ne admirăm portrete, iar inimile zgoale, pustii suntem și seci. Arată-mi drumul slavei ce duce în veșnicie, cărarea biruinței ce o dai celor ce plâng. Învață-mă că pacea o dai în strâmtorare, că roadele răbdării în lacrime se strâng. Că dragostea e aur,
e cel mai scump tezaur, dar n-are strălucire fără lucirea ta. Și ajută-mă ca în toate să caut umilința, ca numele Tău, Doamne, să-L pot glorifica. Amin. Amin, amin. Lăudat să fie Domnul. Domnul Iisus, vă binecuvinteze, frate Ghiță. Mulțumim Domnului. Acum am dorit cu ajutorul Domnului să mai ascultăm o cântare prin sora Lucreția și apoi, cu ajutorul Domnului, voi citi un cuvânt, vom veni înaintea Domnului, vom asculta un cuvânt din partea Domnului, ceea ce Domnul vrea să ne vorbească și astăzi. Domnul Iisus să ne binecuvinteze pe toți. Lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. Când urmezi, Iisuse, ție, tu să nu mă lași nici când, îndoiel când vor să vie, tu să nu mă lași nici când, tu să nu mă lași, tu să nu mă lași, eu în tine mă cred, deci să nu mă tu să nu mă lași. Tu să nu mă lași, eu în tine cred, de să nu mă lași. Când ispita mă muncește, tu să nu mă lași nici când, când credința șovăiește, tu să nu mă lași nici când, tu să nu mă lași, tu să nu mă lași, eu în tine mă cred, de să nu mă lași, tu să nu mă lași, tu să nu mă lași, eu în tine mă cred, de să nu mă lași. Când am clipe fericite, tu să mă susții mereu. Când mă aflu în suferințe, tu să mă susții mereu. Tu să mă susții, tu să mă susții, Iisuse, eu te iubesc, tu să mă susții. Tu să mă susții, tu să mă susții, Iisuse, eu te iubesc, tu să mă susții. Dacă noaptea mă cuprinde, tu să mă conduci mereu, când lumina mi se stinge, luminează în jurul meu. Tu să mă conduci, tu să mă conduci, Iisuse, eu te iubesc, tu să mă conduci, tu să mă conduci, tu să mă conduci, Iisuse, eu te iubesc, tu
Mâna tale mă conduce, mă simt fericit mereu. Singuria în cer mă duce, mă simt fericit mereu. Mă simt fericit, mă simt fericit. În cer voi fi cu tine, în veci de despărțit. Mă simt fericit, mă simt fericit. Că în cer voi fi cu tine, în veci de despărțit. Amin. Amin, amin, slăvit să fie Domnul. Binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt, frați și surori. Este un har deosebit și o mare binecuvântare din partea Domnului pentru noi, căci avem din nou prilejul acesta de a veni înaintea Domnului și a asculta ceea ce Domnul vrea să ne vorbească. Și așa cum spune cuvântul Domnului, cine are urechi de auzit să audă. Și să fim aceia care să ascultăm ceea ce Domnul vrea ca să ne vorbească. M-am gândit într-această clipă de dimineață la noi și în România și seara în America, acolo, să vorbim despre felul cum ar trebui să ne rugăm. Poate sunt și ascultători care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, poate sunt prieteni care ascultă pentru prima dată cuvântul lui Dumnezeu, Domnul să-i binecuvânteze și pe ei și am vrea să vedem o rugăciune a omului lui Dumnezeu David, să luăm și noi învățătură din ceea ce omul lui Dumnezeu s-a rugat înaintea Domnului și Domnul să ne binecuvânteze și pe noi cu un duh de rugăciune. Citesc Psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea, dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta, varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Frați și surori, vedem rugăciunea omului lui Dumnezeu, a lui David. Aici spune,
către mai mare cântăresc, rom salma lui David, făcut când a venit la el prorocul Natan, după ce a păcătuit, știm noi felul cum David a căzut în starea aceasta de păcat și Domnul îl trimite pe prorocul Natan și îi spune pedeapsa care Domnul o va îngădui să vină peste el în urma păcatului, pentru că noi, fiecare din noi, suntem supuși păcatului, greșelilor, abatirilor, fără de legilor, și pentru că toți suntem prinși în starea aceasta de păcat, Dumnezeu îngăduie ca noi, peste noi să vină pedeapsa Lui, pentru că plata păcatului, spune cuvântul Domnului, că este moartea, dar nu moartea aceasta trupească, este moartea spirituală, dar pentru că Dumnezeu găsi cu cale ca să-L trimită pe Domnul Iisus Hristos jos pe pământ, ca să plătească El în locul nostru pentru păcatele și fără de legile noastre, și noi știm că El a plătit în locul nostru și ne-a adus iertare de păcate. Pentru că noi, dacă ne recunoaștem și venim înaintea Lui, Domnul este acela care ne iartă. Prin sângele Domnului Iisus Hristos avem iertare. Aici spune omul lui Dumnezeu: ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. Dumnezeu este un Dumnezeu plin de bunătate. În Psalmul 25, cu versetul 8, noi găsim scris că Domnul este bun și drept. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun, dar noi, ca oameni, nu trebuie să profităm de bunătatea lui Dumnezeu ca să trăim într-o stare de păcat, într-o stare de neascultare. Noi trebuie ca să îl ascultăm pe Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat scris în cuvântul Său, prin gura oamenilor Săi, noi să fim aceia care să ne punem viața în rânduială, să ne îndreptăm viața după legea lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Și apoi vom veni și noi și ne vom ruga și vom spune: Doamne, ai milă de mine în bunătatea Ta, pentru că Dumnezeu este bun. Dar spune acolo că Dumnezeu este și drept. Și ne rugăm ca Domnul să lucreze după bunătatea Lui față de noi, că dacă ar lucra după dreptate, nimeni cred că nu ar putea să stea înaintea lui Dumnezeu, dar Domnul se îndură și lucrează după bunătatea Lui. Și apoi spune: după îndurarea Ta cea mare, șterge fără de legile mele. Fiecare din noi venim înaintea Domnului și ne rugăm și spunem: Doamne, ai milă de fără de legile noastre. Și apoi, care sunt fără de legile noastre? Fiecare din noi le cunoaștem, le știm înaintea Domnului. Ceea ce am făcut împotriva legii lui Dumnezeu este fără de lege. Și omul lui Dumnezeu Isaia, în capitolul 1, cu versetul 16, spune: spălați-vă deci și curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, înșetați să mai faceți răul. Să ne ajute Domnul fiecare din noi să încetăm de a mai face fapte rele, să încetăm de a mai face răul. Domnul ne îndeamnă pe noi să ne facem fapte bune, care să fie pentru slava Domnului, și prin faptele acestea bune noi îi aducem o jertfă de mulțumire lui Dumnezeu, pentru că noi nu suntem mântuiți prin fapte bune. Noi suntem mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, dar fiindcă suntem mântuiți, noi facem fapte bune și să încetăm să mai facem răul, fără de lege, faptele rele. Domnul să ne ajute pe toți să nu mai facem. Dacă am făcut până astăzi fapte care nu au fost bune, fapte care ne dovedesc că nu sunt după voia lui Dumnezeu, să ne lăsăm de ele.
Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Și găsim scris în Cuvântul lui Dumnezeu, faptele firii pământești, astea se războiesc cu sufletul nostru, pentru că sufletul nostru și Duhul nostru dorește să facă binele, dar este carnea aceasta, trupul acesta și faptele acestea ale firii pământești caută ca să facă cât mai multe rele. Domnul să ne păzească, Domnul să ne ajute să înfăptuim binele. Ceea ce ne mustră pe noi Duhul Sfânt care este în noi sau cugetul nostru când vrem să facem o faptă rea, dar și vedem că ne mustră, știm că atunci nu este bine să o facem, nu este după voia lui Dumnezeu. Pentru că fiecare, că este credincios sau nu este credincios, spunem noi că este un om care poate nu merge la biserică, dar dacă l-ai trimite ca să fure de la cineva un lucru, desigur că el se gândește, e păcat să furi. Dar chiar dacă el nu are legea lui Dumnezeu, dar îl mustră pe el cugetul lui, îi spune că nu este bine să facă lucrul acesta. Și de aceea ne rugăm ca Domnul să ne ajute pe toți să fim aceia care să lucrăm după legea lui Dumnezeu. Pentru că așa după cum oamenii aceștia pe pământ, oamenii care ne conduc țara, fiecare țară își are legea ei, își are decretul ei și după cum o țară își are legea sa, așa și noi, Dumnezeu își are legea lui și noi trebuie să păzim legea aceasta lui Dumnezeu. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să ne ferim de tot ce ni se pare rău. Și apoi spune în versetul 2, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Și cum aș putea eu să mă spăl? Că dacă ar fi vorba să mă spăl așa cum ne spălăm noi de obicei, când ne trezim dimineața sau când lucrăm ceva și după aceea ne spălăm, ne putem spăla, dar de murdăria aceasta trupească, să zicem, care o luăm de la lucru zilnic, care îl facem, dar de starea noastră sufletească, de starea noastră spirituală, de păcatele și de fără de legile noastre, noi nu ne putem spăla decât sângele Domnului Iisus Hristos este cel care ne spală de orice păcat și de orice fără de lege. Găsim scris în Epistola 1 lui Ioan la capitolul 1, aici cu versetul, știți cu versetul 5. Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Lumina sau starea de curăție îl reprezintă pe Dumnezeu. Întunericul reprezintă starea de păcat. Și spune că vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină, adică Dumnezeu trăiește în curăție. Și ne îndeamnă și pe noi să trăim în lumină. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, adică dacă spunem că, da, eu îl cunosc pe Dumnezeu, eu îl slujesc pe Dumnezeu, eu fac voia lui Dumnezeu și am părtășie cu Dumnezeu, mă închin lui Dumnezeu, îl binecuvintez pe Dumnezeu, dar umblă în întuneric, adică umblă în starea aceasta de păcat, în neascultare, atunci spune cuvântul Domnului așa, mințim și nu trăim adevărul. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să ne lăsăm să nu mai trăim în stare de întuneric, să nu mai umblăm în întuneric, să umblăm în lumină, pentru că dacă umblăm în întuneric și facem fapte rele, la întuneric nu se vede, nu se vede nimic, poți să faci la întuneric ce vrei să faci, că nu se vede, dar când vii la lumină, la lumină nu mai poți să faci ceea ce faci la întuneric. De aceea, Bunul Dumnezeu să ne ajute pe toți să umblăm în lumină și să trăim în lumină. Adică să nu mai facem ce este rău, să trăim cu o viață nouă, o viață curată și Domnul să ne binecuvinteze. Și apoi spune mai departe, dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășii unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat.
frați, sorori și iubiți ascultători ai Cuvântului Dumnezeu. Deci, dacă umblăm în lumină, umblăm în curăție, umblăm în frică și în temere de Dumnezeu, ne păzim de păcat, ne păzim sufletul curat ca să nu trăim în păcat și în fără de lege, avem părtășii unii cu alții, ne bucurăm, ne rugăm, cântăm, lăudăm pe Dumnezeu, avem părtășii unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, El ne curățește de orice păcat. Venim înaintea Lui cu păcatele noastre și spunem, Doamne, mă recunosc că am greșit, am păcătuit, am trăit în păcat și cuvântul Domnului ne îndeamnă și ne spune, dacă am trăit până acum în păcat, în fără de lege, de acum înainte să nu mai trăim, Domnul să ne binecuvânteze, să ne ajute, să venim înaintea Domnului, mărturisim păcatul, ne cerem iertare și apoi spune cuvântul Domnului că dacă ne mărturisim păcatul și ne cerem iertare, El este credincios ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegire. Ne rugăm înaintea Domnului când venim noi în rugăciunea noastră și spunem, Doamne, ăsta sunt. Și Domnul Iisus Hristos când nu a venit la aceia neprihăniți care se credeau că ei n-au păcat, că mai este câte un om care zice, dar eu și rău am făcut, și păcat am făcut, nu m-am dus la poiata nimănuia, n-am spart casa nimănuia, n-am dat în cap la nimeni, n-am făcut rău la nimeni, eu n-am pentru și să-mi cer iertare. Dar prin faptul numai că nu crezi în Dumnezeu, prin faptul că nu vrei să vii la Dumnezeu să te pocăiești, și ăsta este un păcat. Starea aceasta de necredință te aduce la păcat. Și într-o poezie se spunea că și orice păcat, sângele Domnului Iisus Hristos are putere, îl spală, îl curățește, orice păcat îl iartă. Și apoi încheia acolo poezie și spunea că și unul singur nu se iartă niciodată, necredința. Dacă nu-L credem pe Dumnezeu, dacă stăm în starea aceasta de necredință și spunem că eu sunt bun, eu n-am făcut rău, nu am pentru ce să îmi cer iertare, n-am pentru ce să mă pocăiesc, starea aceasta de necredință dovedește că ești un om păcătos. Și de aceea avem nevoie fiecare să venim să ne rugăm Domnului și sângele Domnului Iisus Hristos spune că ne curățește de orice păcat. Și apoi aici spune mai departe că și îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu să ne curmat înaintea mea. Fiecare din noi să ne cunoaștem bine ceea ce am făcut rău înaintea Domnului și ne recunoaștem. Pentru că nu este om care să nu fie supus greșelilor și slăbiciunilor. Toți greșim. Că Dumnezeu a închis toată lumea în păcat. Pentru ca nimeni să nu spună că, păi eu nu am păcat. Fiecare din noi să ne recunoaștem înaintea Domnului și să spunem, Doamne, îmi cunosc bine, fără de legile, greșurile mele, îmi recunosc bine starea mea păcătoasă. Și apoi spune, păcatul meu să ne curmat înaintea mea. Spunea omului Dumnezeu, pentru că el știa ceea ce o săvârșit, păcatul care l-a săvârșit. Dar noi, și noi să ne recunoaștem, că avem și noi destule greșuri, destule abateri și ne recunoaștem și poate mai avem un păcat care încă nu ne-a părăsit și acesta tot stă înaintea noastră, necurmat și ne aducem aminte, Doamne, eu am făcut păcatul acesta înaintea Ta și mă văd că nu scap de el. Domnul să ne ajute să venim înaintea Lui să îl mărturisim și Domnul e și la care ne curățește, ne spală, ne iartă. Și apoi se spune cuvântul Domnului, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Frați și surori, noi prima dată păcătuim păcatul nostru, păcătuim împotriva Domnului. Numai împotriva ta, spune psalmistul, că am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Dar noi putem păcătui și împotriva oamenilor și oamenii pot să păcătuiască împotriva noastră. Vreau să vă spun că dacă noi păcătuim împotriva lui Dumnezeu, venim și ne cerem iertare de la Dumnezeu și spunem, Doamne, îmi recunosc păcatul acesta, mă apasă, îl aduc înaintea Ta, spală-mă, curățește-mă, iartă-mă. Dar se întâmplă că
Câteodată păcătuim și împotriva oamenilor. Și citesc din Evanghelia după Luca, de la capitolul 17. Iisus a zis ucenicilor săi, este cu neputință să nu vină prilejurile de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră mare de gât, mare de moară de gât și să fie aruncat în mare decât să facă pe unul în acești micuți să păcătuiască. Deci aici spune să nu fim nici prilej de păcătuire pentru cineva. Dacă ești prilej de păcătuire, dacă cineva păcătuiește din cauza ta, dacă ești prilej pentru el, prilej de păcătuire, spune că ar fi mai de folos să legi o piatră mare de moară de gât, să fie aruncată mare, decât să faci pe cineva să păcătuiască. Domnul să ne păzească pe toți. Și apoi spune mai departe, luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice îmi pare rău, să-l ierți. Să ne ajute Domnul fiecare din noi. Că mai sunt și ocazii de acestea când poate ne supără frațe sau poate prietene sau poate un vecin. Și noi suntem așa care suntem supuși greșelilor și noi. Și noi ne întristăm, ne supărăm și supărarea duce numai la rău. Suntem supuși să păcătuim prin vorbiri, prin fapte, prin ceea ce facem. Și dacă fratele nostru o păcătuit împotriva noastră, spune că să-l iertăm. Și de multe ori ne vine greu să iertăm. Domnul să ne ajute să fim așa care să putem ierta, pentru că chiar dacă el a păcătuit împotriva noastră și ne-a supărat cu ceva și noi îl iertăm, și să nu fim așa care spunem, măi, te-am iertat, dar dacă mai faci de altă dată, să știi că nu te mai iert. Aici spune, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta de 7 ori și de 7 ori pe zi, vine la tine și spune, îmi pare rău, măi, și de data asta te-am supărat și de data asta am făcut ce este rău, iartă-mă. Să-l iertăm și Domnul să ne ajute pe fiecare din noi. Când păcătuim împotriva Domnului ne cerem iertare și chiar când păcătuim împotriva fratelui nostru și atunci ne cerem iertare la Dumnezeu pentru că în prima dată păcătuim împotriva Lui. Și apoi dacă noi îl iertăm pe fratele nostru, în rugăciunea Tatăl nostru ne spune acolo, și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Domnul să ne ajute pe toți să facem așa. Și apoi spune, am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Frați și surori, haideți să ascultăm îndemnul lui Dumnezeu care astăzi ne spune să venim să ne judecăm cu ceea ce avem noi, cu starea noastră, cu păcatele noastre, cu greșurile noastre, să le aducem înaintea Domnului și să ne recunoaștem, să spunem, Doamne, eu aici sunt vinovat, vin la Tine și Te rog să mă ierți. Și dacă noi venim, așa cum spunea Isaia, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, spune în capitolul 1, și de vor fi păcatele voastre cum e cărmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpură, se vor face ca lână. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să venim astăzi înaintea Domnului, pentru că așa spune cuvântul Domnului și ne vorbește. Chiar Domnul Iisus Hristos, când l-a vindecat pe acela slăbănog adus de 4 inși și i-a spus, fiule, păcatele ți sunt iertate. Dar oamenii cârteau împotriva lui și cărturarii fariseilor ziceau, cine este și să iartă chiar și păcatele? Dar Domnul Iisus Hristos a spus, dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Știm că Domnul Iisus Hristos, astăzi, dacă ne mărturisem înaintea Lui, El ne iartă păcatele. Venim, când ne rugăm în rugăciunea noastră, ne recunoaștem starea înaintea Domnului, El ne spală, ne curățește în sângele Lui și îi mulțumim Domnului pentru aceasta și ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți, fiecare.
când venim înaintea Domnului în rugăciune, nu ne gândim la celălalt, nu facem ca fariseul acela care s-a dus la templu să se roage. Ne uităm la noi, ne mărturisim starea înaintea Domnului și spunem: Doamne, eu ăsta sunt, am greșit, am păcătuit împotriva Ta, în cer iertare, vreau ca de azi înainte să nu mai păcătuiesc, vreau să mă las de păcatul meu, de fără de legea mea, să mă iert, să mă speli, să mă curățesc, și apoi Domnul ne iartă. Și așa cum cântăm noi într-o cântare: Domnul ne ierta păcatul, dar să nu mai facem altul. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să ne ajute. Dacă până astăzi am mai trăit într-o stare de păcat, Domnul să ne ajute de azi înainte să nu mai trăim așa, să trăim frumos, așa cum ne îndeamnă cuvântul Domnului, să păzim cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu. Și atunci, dacă noi vom căuta să păzim legea lui Dumnezeu, când va veni Domnul Iisus Hristos ca să-și iei acasă poporului, mireasa lui, răscumpărații lui, cei care au fost iertați prin sângele Domnului Iisus Hristos, atunci ne va spune și nouă: vino rog bun și credincios, și am dorit ca fiecare din noi, cei ce ascultă cuvântul Domnului, să-L pună la inimă și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Și cum altă dată le spunea Domnul Iisus la farisei, la cărturari, că El a venit ca cei bolnavi să aibă vindecare, ca cei păcătoși să aibă iertare. Domnul ne primește, nu se uită ce fel de păcate ai făcut, nu te judecă de ce ai făcut păcatul acesta. Dacă îți mărturisești starea, Domnul este Cel care te primește, te iartă, te spală, te curățește, dar din momentul acela să nu mai trăim în păcat și Domnul să ne binecuvinteze pe toți și Domnul să ne ajute. Amin. Frații și surori, am dorit cu ajutorul Domnului să mai ascultăm. Mai ascultăm sora Lucreția, Domnul să vă binecuvinteze. Sora Oltea, dacă Domnul vă pune pe inimă, să mai lăudați pe Domnul. Și Domnul Iisus Hristos să ne binecuvinteze pe toți. Preamărit să fie Domnul Dumnezeu lui Israel. Unde n-ai fi fost de partea noastră a lui Israel împărat, ne-ar fi ținit marea voastră și valul ei ne-ar fi necat. Ne-ar fi înghițit marea voastră și valul ei ne-ar fi necat. Unde n-ai fi fost în grea furtună, Iisuse scump al nostru Domn, am fi pierduți pe totdeauna și-am fi adormit al morții somn. Am fi pierduți pe totdeauna și-am fi adormit al morții somn. În suferință și-n durere, nădejdea când s-a clătinat, doar Tu ne-ai dat din nou putere și dintre morți ne-ai ridicat. Doar Tu ne-ai dat din nou putere și
și dintre morți ne-ai ridicat. De aceea azi, cu mulțumire, înaintea ta, Doamne, venim și pentru marea ta iubire. Din suflet, Doamne, îți mulțumim și te așteptăm, iubite mire, să vin la noi, să vii, amin. Amin. Amin, amin. Să se îndure Domnul să vină la noi și noi să rămânem cu El. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, sora Lucreția. După sora Volta, rugăm sora Maria Savo să laude și ea pe Domnul cu o cântare. Voi lăuda și eu pe Domnul cu o cântare. Să-i spui mereu lui Iisus a tale greutăți, căci nu găsești în lume la cine să le arăți. Spune-i lui tot ce ai și El te ascultă chiar azi. El șterge lacrima și-ți curge pe obraz. Spune-i lui tot ce ai și El te ascultă chiar azi. El șterge lacrima ce-ți curge pe obraz. Și chiar în întristare să-L chem pe acest Iisus. El plâng așa-ți vorbește, privește numai sus. De unde izbăvirea îți vine, amicul meu, în zile de încercare și de necazul greu? Spune lui tot ce ai și El te ascultă chiar azi. El șterge lacrima ce-ți curge pe obraz. Spune-i lui tot ce ai și El te ascultă chiar azi. El șterge lacrima ce-ți curge pe obraz. Să nu mai spui la oameni căci toți sunt muritori, căci nu-i sub ceruri altul să-ți deie ajutor. Iisus e singur care te poate ajuta și cea mai grea durere El ți-o va lina. Spune-i lui tot ce ai și El te ascultă chiar azi. El îți șterge lacrima ce-ți curge pe obraz. Spune-i lui tot ce ai și El te ascultă chiar azi. El șterge lacrima ce-ți curge pe obraz. Prin încercări de-ai trece, să nu descurajezi,
Aceasta este calea pe care s-o urmez. Adu-ți aminte bine cum Domnul a răbdat și pentru a tale fapte chiar viața El și-a dat. Spune-i Lui tot ce ai și El te ascultă azi, chiar azi. El șterge lacrima ce-ți curge pe obraz. Spune-i Lui tot ce ai și El te ascultă azi, chiar azi. El șterge lacrima ce-ți curge pe obraz. Amin, amin. Amin, amin. Mulțumim, Domnul, că El are milă de noi. Slavă Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. O citesc cântarea, că nu o pot cânta, că vorbesc în ce că două copii. Prin atâtea valuri grele și-am trecut, numai Tu, Iisuse, mi-ai fost scut. Când ziceam că sunt pierdut, Tu, Iisuse, mi-ai fost scut și din toate numai Tu m-ai zbăvit. Când furtuna a bătut în jurul meu, Tu ai venit și Te-ai luptat în locul meu. Valurile Le-ai mustrat, pe mine m-ai ridicat, a zis cânt că până aici m-ai ajutat. Rana mea, Iisus, e așa de grea, ziceam ca să rezist nu voi putea. Atunci Tu le-ai pus ochii mei umbe de plâns, a putut să vadă strălucirea Ta. Știu, Iisuse, că acolo în țara Ta mângâierea ce-am dorit voi căpăta. Tu vei șterge lacrima și îmi vei da cununa, dacă aici o luptă bună voi lupta. Fiecare avem aici de luptat, lacrimile curg și voi neîncetat. Iată vine al nostru Iisus să ne ducă în cerul sus și vom uita că am fost cândva pe acest pământ. Amin. Amin, amin, slăvit să fie Domnul, Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să ajungem acolo amin. Sus. Pe toți, Domnul, pe toți. Domnul să vă binecuvinteze, sora Maria, mulțumim. Aș dori să laud și eu pe Domnul cu o cântare și apoi mai ascultăm. Sora Lucreția, sora Maria, Domnul să vă binecuvinteze. Și mai anunțăm. Eu eram prea departe de Domnul, păcătos nu se poate mai rău. Mă întrebam, va salva Mântuitorul pe un așa păcătos cum sunt eu. Mă întrebam, va salva Mântuitorul pe un așa păcătos cum sunt eu. Rătăseam prin pustiu și-ntuneric, chinuit de așez gând tot mereu, de cumva ar mai fi vreo salvare pentru așa păcătos cum sunt eu. De cumva ar mai fi vreo salvare pentru așa păcătos cum sunt eu. Tocmai când era răul la culme și chiar când disperat gemeam greu, Iisus mi-a șoptit că El mai poate a salva păcătoși cum sunt eu. Iisus mi-a șoptit că El mai poate
a salva păcătoși cum sunt eu. Ascultai și ce văd era Domnul, am strigat păcătos tare rău, dar te rog, fii milos și salvează pe un așa păcătos cum sunt eu. Dar te rog, fii milos și salvează pe un așa păcătos cum sunt eu. Și în Hristos mă-ncrezu eu cu totul, iar de atunci fericit sunt mereu și-l slăvesc pe acela care poate a salva păcătoși cum sunt eu. Și-l slăvesc pe acela care poate a salva păcătoși cum sunt eu. Iar de acum numai bâlbâi prin noapte și slăvesc pe Hristos tot mereu. Spun la toți că și-l poate să scape pe un așa păcătos cum sunt eu. Spun la toți că ce-l poate să scape pe un așa păcătos cum sunt eu. Când calea se sfârșește, iar Domnul va veni ca să-și ia poporul său, îl voi preamări în veci că și-a salvat pe un așa păcătos cum sunt eu. Îl voi preamări în veci că și-a salvat pe un așa păcătos cum sunt eu. Amin, slăvit să fie Domnul. Lăudați să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. Te binecuvinteze. La toți mi-a spus durerea, Doamne, la toți ce ia gândul sfânt, zadarnic toți au râs de mine. Doar tu, Iisus, m-ai ascultat. Zadarnic toți au râs de mine. Doar tu, Iisus, m-ai ascultat. Și apoi cât am dorit mulțimii să-i spun de harul tău ales, ce mulți au râs mereu de mine și ce puțin m-au înțeles. Ce mulți au râs mereu pe mine și ce puțin m-au înțeles. Am fost căzut desnătăștea în care atâta vreme am stat. Să mă ridic, să scap, Iisuse, tu numai tu m-ai ajutat. Să mă ridic, să scap, Iisuse, tu numai tu m-ai ajutat. În ceasul greu al suferinței, din cei pe care i-am iubit,
N-a fost niciunul să mă ajute. Tu singur tu m-ai ajutat. N-a fost niciunul să mă ajute. Tu singur nu m-ai părăsit. Când am dorit o mângâiere, când a fost singur și uitat, și n-a venit Iisuse nimeni, tu singur tu m-ai cercetat, și n-a venit Iisuse nimeni. Tu singur tu m-ai cercetat, la porți adesea cunoscute, în clipe grele am bătut, dar nimeni n-a vrut să mă știe. Tu singur tu m-ai cunoscut, dar nimeni n-a vrut să mă știe. Tu singur tu m-ai cunoscut, dar câte-am tot rugat, Iisuse, în ceasul nopților târziu, și cât am plâns eu doar cu tine, tu singur tu, Iisuse, știi. Și cât am plâns eu doar cu tine, tu singur tu, Iisuse, știi. Amin. Amin, amin, lăudat să fie Domnul. Dacă sora Maria Sabo e răgușită și nu poate să laude pe Domnul, ne rugăm Domnului ca Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Ghiță, să aibă un mesaj din partea Domnului, ceea ce Domnul îi va pune pe inimă și Domnul să ne binecuvinteze pe toți, pe El cu putere în slujire și pe noi cu ascultare și Domnul să fie cu noi. Amin. Frate Ghiță, Domnul să vă binecuvinteze. Mă auziți? Da, da. Cuvântul Domnului, care este la baza mesajului care urmează, se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 10 și 11. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Amin. Titlul mesajului care urmează este următoarea întrebare. Domnul Iisus sau Moș Crăciun? Pe cine alegi? Noi știm din cuvântul Domnului că noi oamenii am fost înzestrați prin creație cu libertatea de alegere și cu libertatea de voință. În mod repetat, în Sfânta Scriptură găsim imperativul alege. Mântuitorul spunea de foarte multe ori și provoca pe oameni la alegere prin învățăturile sale. Dumnezeu în Vechiul Testament spunea poporului său Israel: alege astăzi. De asemenea, omului Dumnezeu Iosua spunea poporului: alege astăzi cui vreți să slujiți, cât despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Păcatul, diavolul, a pervertit voința oamenilor, a pervertit libertatea oamenilor și capacitatea de a alege în așa mod încât oamenii nu mai știu să deosebească binele de rău. În loc să aleagă binele, aleg răul în fiecare zi.
Din păcate, cei mai mulți oameni nu-L aleg pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, ci mai degrabă îl aleg pe Moș Crăciun. De ce îl aleg oamenii pe Moș Crăciun? Avem câteva răspunsuri. În primul rând, cei mai mulți spun așa e obiceiul la noi. Deci, din dorința de a fi la fel ca majoritatea, oamenii spun, alegem pe Moș Crăciun. Am văzut câteva reclame a unor firme pe foarte multe panouri publicitare care scria, lucrăm pentru Moș Crăciun. Am voie să cred că cei care suntem în slujire astăzi și nu numai, noi nu lucrăm pentru Moș Crăciun. Noi lucrăm pentru Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, și spunem slăvit să fie Domnul. Oamenii îl aleg pe Moș Crăciun pentru că nu le spune de pocăință. Mântuitorul, când a fost pe pământ, a spus oamenilor de pocăință. Marcu, capitolul 1, versetele 14 și 15, spunea Domnul, împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Oamenii aleg pe Moș Crăciun pentru că le permite să trăiască în plăceri, în petreceri, în tot felul de fapte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oamenii în prăpăd și în pierzare. Oamenii îl aleg pe Moș Crăciun pentru că le minte că le aduce daruri sau cadouri. Oamenii se mint pe ei înșiși și mint și pe alții. Ba mai mult, românii au o zi când sărbătoresc minciuna. Și această zi este 1 aprilie sau ziua păcălelilor. Deci oamenii au ajuns să sărbătorească și minciuna. Oamenii îl aleg pe Moș Crăciun cei mai mulți pentru că este comercial. Cele mai multe firme au cele mai mari profituri tocmai perioada aceasta. Cu tot felul de cadouri, cu tot felul de lucruri care vin să împodobească, tot felul de luminițe, tot felul de combinații, de pom, de braz și așa mai departe. Nici nu ar trebui amintit măcar în vorbire cuvântul Moș Crăciun, pentru că este un personaj inventat, un personaj imaginar, un personaj închipuit sau legendar, am putea spune. Unii zic că a fost gazda care l-a primit pe Domnul Iisus în grajd, alții au alte explicații, dar într-un cuvânt, totul este falsitate. De ce ar trebui să-L alegem pe Domnul Iisus Hristos? Și cuvântul Domnului vine să ne spună prin cuvântul care l-am citit în felul următor și recitesc. Versetul 10 și 11. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. În primul rând, vestea nașterii mântuitorului este cea mai mare veste și cea mai bună veste din toate timpurile. Pentru că el a venit să alunge teama, a venit să ne aduc o mare bucurie și mai mult să ne fie mântuitor și spunem slăvit să fie Domnul. Ar trebui să-L alegem pentru că El este real, este adevărat. El a murit, a înviat și a de la dreapta Tatălui. Avem atâtea dovezi biblice. Mormântul gol la care merg oamenii o dată pe an demonstrează încă o dată în plus că oamenii ar trebui să-L aleagă pe Iisus Hristos cel înviat sau cel care este viu în vecii vecilor, spunem slăvit să fie Domnul. Ar trebui să-L alegem pe Domnul Iisus Hristos și să o facem cât mai repede, nu numai la sfârșitul anului, ci în fiecare zi, pentru că El este gata și poate să ierte păcatele. Vi s-a născut un mântuitor. Deci evanghelistul nu spune că s-a născut o mântuitoare, s-a născut o mijlocitoare, s-a născut un oarecare, un prelat sau o față bisericească care are capacitatea să ierte. Vi s-a născut Hristos Domnul, care este
Mântuitorul și vrea să fie și Domn peste viața noastră, peste vorbirea noastră, peste privirea noastră, peste sentimentele noastre, peste timpul nostru, peste valorile noastre materiale, într-un cuvânt, peste toată ființa noastră, peste trup, suflet și duh. Ar trebui să-L alegem sau să-L aleagă oamenii pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, pentru că ne învață cum să trăim. Ne-a lăsat pe paginile Scripturii și prin viața care a trăit modele de viață și învățături pe care dacă le urmăm, ajungem în gloria cerească, pentru că de fapt scopul trăirii noastre pe pământul acesta și scopul pentru care îl alegem pe Domnul este să fim cu El în gloria cerească când părăsim pământul acesta și spun, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ar trebui să-L alegem pe El ca Domn și Mântuitor personal, pentru că El a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Și mai mult, El spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Ar trebui să-L aleagă oamenii, să-L aleg eu și tu pe Mântuitorul, pentru că ne spune adevărul. Nu numai că ne spune adevărul, El însuși a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. El a fost adevărul întrupat, spunea Evanghelistul Ioan, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. El a fost atât mesagerul cât și mesajul. Este foarte important acest aspect. Să înțelegem că orice om care aduce mesajul, adică mesagerul, trebuie să fie și mesajul întrupat, adică trăit în viața lui de zi cu zi. Așa a fost Mântuitorul. Pentru noi, adevărul nu este o noțiune, nu este o idee, ci pentru noi, adevărul este o persoană. Și această persoană este Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Cuvântul Domnului personifică cuvântul, personifică mesajul în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Într-o lume guvernată de minciună, în politică, în afaceri, în cultură, în știință, minciuni care mai de care, vorbite, scrise, minciuni religioase și așa de toate categoriile. Spunea cineva foarte frumos, într-o lume în care guvernează minciuna sau într-o vreme a minciunii universale, a spune adevărul este un act revoluționar, adică stârnește împotrivire. Ar trebui să-L alegem pe Domnul Iisus Hristos și să-L aleagă oamenii, tot să-L aleagă, pentru că El poate vindeca de boli. Are stăpânirea asupra bolilor, asupra fenomenelor naturii. El și-a demonstrat divinitatea în repetate rânduri atunci când a eliberat de demoni, atunci când a spus mării taci fără gură, a demonstrat că El este autoritatea absolută în univers. E important să înțelegem lucrul acesta. Ar trebui să-L alegem pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, pentru că are putere să elibereze de sub dominația păcatului, nu numai să ierte, ci să elibereze. Când El eliberează de păcat, organele din trupul nostru nu mai sunt subordonate patimilor, plăcerilor trupului acestuia, ci organele din trupul nostru sunt puse în slujba Domnului. Nu mai putem să facem aceleași lucruri care le-am făcut înainte. Spunea un om al lui Dumnezeu în Scripturi, cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Nu poate păcătui. Pentru că Dumnezeu îi dă puterea aceasta să respingă păcatul și să aibă control asupra patimilor, asupra poftelor. Legat de aceasta, Sfântul Pavel spunea, mă port aspru cu trupul meu, ca nu după ce am spus altora, am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Și spunem slăvit să fie Domnul că ne-a dat această putere.
Chiar când vin ispitele și tendințele acestea și înclinațiile spre păcat, Dumnezeu ne dă putere să biruim sau să ne biruim. Spunea în Cartea Proverbelor, omul care se biruiește pe sine este mai tare decât cel care biruiește cetăți. Din păcate, întâlnim oameni care au biruit cetăți, au câștigat războaie, dar nu s-au putut birui pe ei înșiși. Nu și-au putut birui mândria, lăcomia, aroganța, patimile și așa mai departe. Ori este important să înțelegem că cea mai mare biruință, cea mai mare victorie din viața de zi cu zi este să ne biruim tendințele sau înclinațiile noastre spre lucruri păcătoase. Când le putem birui, putem respinge, am putea spune că suntem eroi ai credinței. Pe paginile Scripturii avem promisiuni în cartea Apocalipsa pentru cei care vor birui și printre altele există o promisiune. Celui ce va birui îi voi da să șadă împreună cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu el pe scaunul lui de domnie. Ce privilegiu poate avea un om biruitor! Ceea ce îmi doresc pentru mine, pentru cei din casa mea, pentru confrații mei de credință, când vom ajunge înaintea lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, n-am fost bogat pe pământul acesta, n-am avut mari funcții pe scara socială, n-am făcut minuni și semne pe pământul ăsta, Doamne, dar Tu mi-ai dat putere să pot birui păcatul, să pot birui ispititorul. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ar trebui să-L alegem pe Domnul ca mântuitor personal, pentru că El aduce bucurie, spunea aici în versetul 10. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că îți va aduc o veste bună, care va fi o bucurie pentru tot norodul. Într-o lume guvernată, stăpânită de vești rele, de la o zi la alta, vești de războaie, de cutremure, erupții de vulcanuri, virusuri de tot felul, tot felul de vești rele, când îl primim pe Domnul ca mântuitor personal, avem o bucurie care nu poate să ne răpească nimeni. Bucuria aceasta este deplină în ciuda tuturor împrejurărilor nefavorabile. Suferință, persecuții, respingere din partea celor din familie, din partea oamenilor din jurul nostru, avem în inima noastră o bucurie, pentru că ea nu este doar un sentiment, ci este o stare sufletească, este o roadă a Duhului Sfânt. Este a doua roadă a Duhului Sfânt. Și spunem, slăvit să fie Domnul. Apoi ar trebui să-L alegem pe Domnul Iisus Hristos și nu pe Moș Crăciun, pentru că El aduce pacea. În același pasaj din Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 14, cuvântul Domnului ne spune, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Atunci când îl primim pe Domnul ca mântuitor personal, El ne aduce pacea în inimile noastre și ne aduce pace în relațiile de familie, pace în relațiile noastre cu cei din jurul nostru. Este ceea ce spunea și Sfântul Pavel, apostolul, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Și aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ba mai mult, David spunea în Psalmul 34, dacă cineva dorește pacea, să alerge după ea, să-și înfrâneze limba de la cuvinte înșelătoare. E foarte important să înțelegem, dacă cineva dorește o viață lungă, o viață pașnică, trebuie să dorească pacea, să alerge după ea și să-și ferească gura, limba, de cuvinte care pot strica pacea, cuvinte care pot aprinde tot felul de conflicte. Să ne ferim de lucrul acesta. Domnul ne cheamă să fim împăciuitori. Mântuitorul spunea prin învățăturile sale, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. În lumina acestor cuvinte, suntem chemați să ne verificăm. Suntem împăciuitori, cuvintele noastre sting conflictele, lucrează la împăcarea celor din jur sau poate aprind conflicte sau generează conflicte, trebuie să ne cercetăm în lumina acestor cuvinte.
Apoi ar trebui să-L alegem pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, pentru că ne motivează la slujire. Spune cuvântul Domnului în același pasaj, Luca, capitolul 2, versetul 20, și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auzisele și văzusele și care erau întocmai cum li se spusese. Au fost motivați la slujire, în a lăuda pe Dumnezeu. Deci nu au lăudat pe Moș Crăciun, nu a lăudat ieslea, nu a lăudat paile, nu a lăudat mediul în care, ostil în care a fost primit Domnul Iisus, ci au lăudat pe Dumnezeu. E important să înțelegem lucrul acesta. Și într-o asemenea perioadă, dacă îl alegem pe Domnul, totdeauna ținta noastră va fi să lăudăm pe Dumnezeu, să lăudăm pe Domnul. Trăim într-o lume în care oamenii interpretează greșit sărbătorirea nașterii Mântuitorului. Atunci când oamenii sărbătoresc ziua de naștere a unui om, se străduiesc să facă pe placul acelui sărbătorit. Îi aduc cadouri, îi fac urări de viață lungă și așa mai departe. De ce n-ar face oamenii lucrul acesta atunci când sărbătoresc pe Domnul? Să vorbească, să se comporte pe placul celui sărbătorit, adică pe placul Domnului Iisus Hristos. Ucenicii au înțeles lucrul acesta și au înțeles să-L urmeze, să-i urmeze învățăturile și să proclame aceste învățături generațiilor următoare. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să facem o alegere înțeleaptă. În lumina acestor cuvinte, suntem chemați să ne verificăm ce loc mai ocupă Domnul Iisus Hristos în preocupările noastre sau în febra sărbătorilor. Este pe primul loc? Este ținta noastră în a lăuda, în a-L sluji? Sau este un personaj doar secundar? Doar ne aducem aminte și ne vedem de ale noastre. Dacă suntem atât de superficiali în ce privește slujirea noastră, astăzi suntem chemați în lumina acestor cuvinte să-L punem pe Mântuitorul pe primul loc. Învățăturile sale să fie pe primul loc. Și nu numai în viața noastră, ci să proclamăm cu voce tare sau prin scris și altora, îndemnându-i să facă alegerea pentru eternitate. Pentru că atunci când îl alegem pe Domnul Iisus, îl alegem pentru veșnicie, nu doar pentru o lună de zile la sfârșitul anului. Doamne, ajută-ne la toate acestea. Amin. Amin, amin. Domnul Iisus să te binecuvânteze, frate Ghețe, slăvit să fie Domnul. Și Domnul Iisus Hristos să nască în inima noastră fiecăruia și să rămâne ca stăpân și conducător al vieții noastre și să-L alegem astăzi pe El, să nu ne uităm după obiceiurile oamenilor. Domnul să ne binecuvânteze. Ceea ce găsim bun, să facem și Domnul să ne binecuvânteze. Dorim să mai ascultăm sora Lucreța, vă rog să mai lăudați pe Domnul cu o cântare, sora Oltea, Domnul să vă binecuvânteze. Dau întâietate la sora Oltea să laudă. Slăviți să fie Domnul, slavă Domnului Iisus Hristos, sora Lucreția vrea să dea întâietate. De data aceasta o să citesc o poezie, Aur, Smirnă și Tămâie și Domnul să mă binecuvânteze. Amin. Aur, Smirnă și Tămâie, autor Dionisie Giuchici. Magii s-au dus până la palat și de Irod au întrebat, unde este noul născut? Căci noi steaua lui am văzut. Noi am văzut pe ce rostea, care ne călăuzea, până la Ierusalim. Și acum vrem ca să știm unde este noul născut.
căci noi steaua lui am văzut. Atunci Rod s-a tulburat când magii au istorisit că s-au născut un împărat sfânt și desăvârșit. Stați puțin să vă odihniți și am să vă spun unde o să-l găsiți. Într-o odaie el i-a închis și după preoți iute a trimis, vrând ca să afle el furios în ce ținut se va naște Hristos. În Betleemul din Iudeia, precum în Mica este scris, răspunsul i-au preoții aceia și cărturarii toți i-au zis, la Betleem, la Betleem, să merge dar să-l vedem, la Betleem, la Betleem, să mergem să ne închinăm. Aș vrea și eu să mă închin în fața lui smerit, Irod de viclenie plin, pe magi el i-a mințit, căci el era invidios când el i-a înfățișat, căci s-a născut Iisus Hristos, slăvitul împărat. În Betleemul din Iudeia, precum în Mica este scris, răspunsul i-au preoții aceia și cărturare, toți i-au zis, la Betleem, la Betleem, să merge dar și să-l vedem, la Betleem, la Betleem, să mergem și să ne închinăm. Și atunci magii au plecat pe drum după călăuzitor, că steaua iar s-a arătat și a strălucit în fața lor. Și au străbătut câmpii și voi până când steaua s-a oprit deasupra unei mici odăi unde Iisus a locuit. Și în casă magii au intrat și pruncului s-au închinat și mamei i-au istorisit cum steaua i-a călăuzit. Aur, smirnă și tămâie i-au adus ca să rămâie, ca simbol de închinare pentru mii și pentru mare, care vin să se închine cu a lor inime pline de credință și iubire și de adevăr. Iar Maica Domnului privea spre fiul ei cu atâta drag, căci el 2 anișori avea când magii i-au bătut în prag. Dar când magii au adormit, Dumnezeu l-a înștiințat, printr-un înger le-a vorbit să-i ferească de păcat. Căci Rod v-a întins un laț, el vrea moartea, vrea război, pe la el să nu mai dați când vă întoarceți înapoi. Și plecând pe un alt drum, magii către a lor ținut, ei sunt fericiți acum că-și pe Domnul au văzut. Dar Rod, înfuriat, pe Hristos l-a căutat printre cete de copii, peste tot îl voi găsi. Mamele din Betleem toate plâng și toate gem, căci copiii până la 2 ani sunt uciși de ostaștirani. Atunci s-a împlinit ceea ce a fost prorocit, căci Rahela în zor de zi își plângea a ei copiii. Iosif și Maria și micuțul Iisus, străbătând pustia în Egipt, s-au dus să se împlinească ce a fost prorocit într-un vis de noapte. Domnul le-a vorbit și Fiul lui Dumnezeu în Egipt a locuit, până când Irod cel rău în păcate a murit. Și atunci iarăși au visat, Domnul iarăși i-a chemat la micuțul lui profet în cetatea Nazaret. Dar în frunte de Irod se-i vii un alt Irod și ca Iafa și Pilat, care iar l-au căutat, printre ucenicii săi, cetele de farisei, la Golgota ei l-au dus, răstiglindu-l pe Iisus. Atunci Tatăl minunat, dintre morți l-a înviat, căci al nostru voievod e mai mare ca Irod. Amin. Slăvit să fie numele Lui. Amin. 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 Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Slăvit să fie Domnul. Aș dori să laud și eu pe Domnul cu o cântare. Și mai vedem după aceea. Dacă, nu știu, dacă sora Lucreța mai poate, dacă sora Maria Sabo mai poate, dacă nu, ne apropiem de încheierea timpului de slujire. Da, acum pot, că s-a trezit, copiii pleacă la grădiniță. Da, deci veți lăuda pe Domnul cu o cântare după aceea. În Betleem azi, în Betleem azi, o mare minune. În Betleem azi, în Betleem azi, o mare minune. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cânte,
Magii îl adore, păstori aleargă, ieslea o înconjoară mari, minuni se întâmplare. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îl adoare, păstori aleargă, ieslea o înconjoară mari, minuni se întâmplare. Îngeri și oameni cântă împreună. Îngeri și oameni cântă împreună. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îl adoare, păstori aleargă, ieslea o înconjoară, mari minuni se întâmplară. Tot să-i dăm loc, dar tot să-i dăm loc, dar în inim să se nască. Tot să-i dăm loc, dar tot să-i dăm loc, dar în inim să se nască. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îl adoare, păstori aleargă, ieslea o înconjoară, mari minuni se întâmplară. Căci el a venit, căci el a venit să mântuie poporul. Căci el a venit, căci el a venit să mântuie poporul. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îl adoare, păstori aleargă, ieslea o înconjoară, mari minuni se întâmplare. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îl adoare, păstori aleargă, ieslea o înconjoară, mari minuni se întâmplare. Amin. Slăvit să fie Domnul. Domnul să vă binecuvinteze, frate Vasile. Care puteți acum? Sora Lucreția sau sora Maria? Domnul să vă binecuvinteze. Care? Sora Lucreția, dacă nu e oricare. Mărit să fie Domnul Dumnezeu nostru. O, ce veste minunată, lângă Betleem se arată. Cerul strălucea, îngerii veneau, fiora se curată. Cerul strălucea, îngerii veneau, fiora se curată. Păstorilor din câmpie, le vestește-o bucurie, că într-un mic locaș din acel oraș s-a născut Mesia, că într-un mic locaș din
născut Mesia, păstorii cum auziră spre locașul sfânt porniră, unde l-au aflat prun prea luminat și îl prea măriră. Unde l-au aflat prunc prea luminat și îl prea măriră. În coliba păstoriască, vruta Domnul să se nască, Fiul Său cel Sfânt nouă pe pământ să ne mântuiască. Fiul Său cel Sfânt nouă pe pământ să ne mântuiască. Iar Iisus, păstorul mare, turmă ca el nimeni n-are. Noi lăudăm, lui ne închinăm cu credință mare. Noi lăudăm, lui ne închinăm cu credință mare. Amin, amin. Lăudați Domnul, Domnul să vă binecuvânteze, sora multă pace și bucurie. Sora Maria, după sora Maria, Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Adrian Cornea. Mulțumim Domnului, Domnul să fie cu dumneavoastră. Aveți un mesaj din partea Domnului pentru noi și Domnul să vă binecuvânteze. Mare e Domnul meu, mare e Domnul meu, mare și puternic, de iubire pregnic, mare e Domnul meu, mare și puternic, de iubire pregnic, mare e Domnul meu. Ce mare Domnul meu, ce mare Domnul meu, plin de îndurare, gata de iertare, mare e Domnul meu, plin de îndurare, gata de iertare, mare e Domnul meu. Ce mare Domnul meu, ce mare Domnul meu, plin de bunătate și bogat în toate, mare e Domnul meu. Plin de bunătate și bogat în toate, mare e Domnul meu. Mare e Dumnezeu, mare e Dumnezeu, plin de blândețe, har și frumusețe, mare e Domnul meu, plin de blândețe, har și frumusețe, mare e Domnul meu. Ce mare e Domnul meu,
Ce mare-i Domnul meu, medii fără plată, Dumnezeu și Tată, acesta-i Domnul meu. Mută chiar și munții, înviază morții, acesta-i Dumnezeu, acesta-i Dumnezeu, acesta-i Dumnezeu, vrenit de închinare și de ascultare, acesta-i Dumnezeu, vrenit de închinare și de ascultare, acesta-i Dumnezeu. Amin. Amin, amin, slavă Domnului, mare Dumnezeu avem. Mare. Domnul să ne binecuvinteze o pe tot, să-i pică slujim Lui. Da, Domnul să ne slavă ajute. Domnului. Mulțumim, îl lăudăm pe Domnul. Domnul să vă binecuvinteze, sora Maria, frate Adrian, Domnul să vă binecuvinteze. Iubiții Domnului, scump popor, răscumpărat, sfinți de pretutindeni, Domnul Iisus Hristos să vă binecuvânteze. E o nouă seară, o nouă dimineață, o nouă zi rânduită la numărul celor îngăduite de Dumnezeu și așa cum spune salmistul, să ne aceasta este ziua pe care a pregătit-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Slăvi să fie Domnul! Încă ascultam cu bucurie colinde cântări înălțate Domnului, pentru că e așa frumos. A venit Iisus, a venit Iisus pe pământ să aducă bucurie oamenilor. Să aducă așa cum vesteau îngerii de la Dumnezeu, nu? Pace pe pământ oamenilor plăcuți Lui, nu? Și slavă în locurile prea înalte, slăvit să fie Domnul. Îngerii au adus oamenilor veste, iată, în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată, după ce îl veți cunoaște, nu spunea păstorilor, veți găsi un prunc înfășat în scutece și pe Maria lui, nu, pe Maria mama lui, nu lângă el, nu lângă prunc, slăvit să fie Domn. Lucrurile acestea n-au fost vestite în momentul acela când s-au născut, ele au fost vestite cu ani în urmă, cu mii de ani în urmă, spune cuvântul lui Dumnezeu, la început prin Moise, apoi prin proroci și spune cuvântul lui Dumnezeu prin Isaia. Și aș vrea să citesc un cuvânt și Domnul să ne binecuvânteze din Isaia, capitolul 9, pagina biblică 689. Și spune cuvântul lui Dumnezeu cu versetul 6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit, va da scaunul de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire. De acum și în veci de veci, iată ce va face râvna Domnului oștirilor, slăvit să fie Domnul. Amin. Aceasta vestea prorocul Isaia cu 700 de ani în urmă, înainte de a se naște, la împlinirea vremii, înainte de a se naște cel fără de început, cel care ne spune cuvântul lui Dumnezeu, el era cu Tatăl. Și în Evanghelia după Ioan spune cuvântul lui Dumnezeu, el cuvântul care era de la început, era cu Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu și toate s-au creat prin el. Toate stau în ființă prin el, slăvit să fie Domnul. Salmistul David spune că el era meșterul lui la lucru. Eu eram cea din tâi dintre lucrările lui. Mă plimbam, îngăseam bucuria în oameni, spune cuvântul lui Dumnezeu, și mă plimbam pe rocotocolul pământului, slăvit să fie Domnul. Și Dumnezeu a făcut, spune cuvântul lui Dumnezeu, ca omul să nu rămână în umbra întunericului. Spune cuvântul, poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină peste cei ce zăceau în țara umbrei morții, răsare lumina, slăvit să fie Domnul. O venit cel ce este lumina și cel ce a spus, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează nu va umbla în întuneric. Eu sunt viața, spune Domnul Iisus Hristos, cine vine la mine va trăi glorie lui, pentru că el a venit să mântuiască. Și în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, spune așa frumos Duhul Sfânt
cuvintele Tatălui, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea cât o dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, slăvit să fie Domnul. Îmi place un cuvânt și din Isaia capitolul 53, așa frumos relatează Duhul Domnului prin Isaia prorocul: cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, și înfățișarea lui n-avea nimic ca să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, învățat cu suferință, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Slăviți să fie Domnul! El care a venit dintr-o sămânță neînsemnată, dacă vreți. El care s-a născut ca și om, a trăit ca și om și a trăit în natura aceasta de om suferințe, dureri. A trăit bajocuri, a trăit, nu, dispreț, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și nu pentru el, ci pentru noi. Slăviți să fie Domnul! Făcându-se asemenea oamenilor și purtând, nu, păcatele oamenilor, pentru că nu s-a găsit o altă jertfă mai sfântă, mai binecuvântată. Spune cuvântul lui Dumnezeu, cine ar da pe rodul, nu, trupului său, cine ar da pe fiul său ca jertfă pentru păcătoși? Nimeni. Dar Dumnezeu Tatăl, din dragoste, din dragoste pentru oameni, din dragoste pentru dumneavoastră, pentru dumneavoastră păcătoși, pentru mine un ticălos, așa spune cântare, l-a dat pe Iisus Hristos, Fiul celui preasfânt, El cel nevinovat. A venit într-un trup asemănător oamenilor, într-un trup păcătos din acesta, ca să biruie păcatul, să biruie moartea, să biruie pe cel rău, slăvit să fie Domnul, și să fie încununat cu slavă. De aceea zice, nu, cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu, eu l-am cununat cu slavă pentru că s-a smerit și încă nu s-a smerit până la cruce și a suferit moarte de cruce. O suferi ca păcătos, deși nu era vinovat. Pentru păcatele noastre, mărit să fie Domnul. De aceea ne bucurăm în aceste zile, când ne amintim, nu, când ies la Betleemului, acolo într-un loc neînsemnat din Iudeea, acolo într-o casă în care nu a fost loc pentru Isus. Nu s-a găsit în casa de poposire loc, spune cuvântul lui Dumnezeu. În timp ce Iosif cu Maria, spune cuvântul lui Dumnezeu, ca să se înscrie după rânduiala care era atunci în Iudeea, spune cuvântul lui Dumnezeu, o mers să se înscrie și la împlinirea vremii, pentru că erau zilele nașterii, spune cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos și mama lui, nu au avut loc într-o casă, nu au avut loc într-un han, ci într-un grajd. Într-un grajd alături de natură, alături de animale, alături, nu, de vietățile pământului. Nu în case împărătești, nu în haine moi, nu în paturi moi, nu beneficiind de o moașă la vremea aceea. Și Dumnezeu l-a vegheat, slăvit să fie Domnul. Pentru că ceea ce a spus Dumnezeu trebuia să se împlinească, mărit să fie numele Lui. O venit, spune cuvântul lui Dumnezeu, ca o draslă slabă, ieșit ca dintr-un pământ uscat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, nu, n-avea nici strălucire, nici frumusețe ca să ne atragă privirile. N-avea nimic plăcut și deosebit, nu, la vedere, era om ca și noi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, totuși, el a fost disprețuit și vă aduceți aminte. Magii care au venit, nu tocmai de la răsărit, magii care au venit din ținuturi îndepărtate, fii de prinț, spune cuvântul lui Dumnezeu, au venit să cinstească pe cel ce s-a născut, pe cel ce este împăratul, spune cuvântul lui Dumnezeu. Da, când ei au adus mesajul, iată, i-am văzut steaua răsărit, natura a fost de față, natura prevestea și natura a prevestit nașterea Domnului Iisus Hristos. În Iesle a Betleemului,
Se năștea cel fără de început, cel minunat, cel binecuvântat, nu? Un copil ni s-a dat și domnia este pe umerii lui, spunea cuvântul lui Dumnezeu aici în capitolul 9 din Isaia, și Domnul să fie glorificat. El care a fost numit pe drept și este cu adevărat, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu? Cel care spune în felul următor, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui și îl vor numi minunat, cu adevărat. El este minunat și minunat a lucrat, nu? De-a lungul timpului, minunat a lucrat în viața dumneavoastră și în viața noastră. Și minunat lucrează în viața celor ce-l acceptă. Ne-a adus, nu din natura veche a păcatului, ne-a adus într-o natură nouă a trăirii cu Hristos, a vieții cu Hristos, a adevăratei vieți. De altfel, până să-L cunoaștem pe Hristos, noi am trăit, nu, în întuneric, departe de Dumnezeu, departe de legea lui Dumnezeu, departe de adevărata viață. Spune cuvântul lui Dumnezeu că și noi trăiam în întuneric, noi stăteam, nu, în umbra morții, eram din natură păcătos, spune cuvântul lui Dumnezeu, dar El ne-a adus la viață, slăvit să fie Domnul. Apostolul Pavel menționează în Galateni 2:20, până acum n-am trăit, dar acum trăiesc și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. De ce? Pentru că l-am primit pe Hristos și Hristos mi-a schimbat viața, Hristos mi-a schimbat gândirea, Hristos mi-a schimbat închinarea, Hristos mi-a schimbat scopul vieții mele, slăvit să fie Domnul și Domnul să fie glorificat. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, nu? Îl vor numi minunat, sfetnic credincios. Cu adevărat, El este un sfetnic credincios. Dragii mei, El ne-a învățat să trăim frumos ca în timpul zilei, să trăim frumos înaintea lui Dumnezeu. Nu în chefuri, nu în beții, nu în slujiri idolești, nu în închinări, nu, spune cuvântul lui Dumnezeu, la duhurile întunericului, la Satan și la idolii lumii acesteia. Și Domnul să ne binecuvânteze. Mai mult decât atât, ne-a schimbat gândirea, acea metanoia, acea gândire veche, acea gândire păcătoasă, într-o gândire nouă, căutându-L pe Dumnezeu. Acela care a spus, nu, căutați-mă și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima, slăvit să fie Domnul. Mă voi lăsa găsi de voi, spunea Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. De ce? Pentru că Dumnezeu o pus în inimile oamenilor chiar și gândul veșniciei. Și cine este veșnicia? E Dumnezeu, e Hristos, e Duhul Sfânt și Domnul să ne binecuvânteze. Îl vor numi, spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu tare, Dumnezeu atotputernic, slăvit să fie Domnul, Dumnezeu prin Iisus Hristos s-a coborât între oameni, Dumnezeu este împreună cu noi, Dumnezeu vrea să fie și în inimile noastre. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, Fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să-și găsească plăcere în căile mele, slăvit să fie Domnul. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, slăvit să fie Domnul. Și Domnul să ne binecuvânteze. Un Dumnezeu tare care ne-a izbăvit de sub puterea satanei, de sub puterea păcatului, de sub puterea blestemului. Pentru că, dragii mei, noi cei vii, spune cuvântul lui Dumnezeu, noi cei al lui Hristos avem viață, ceilalți sunt morți în păcate, ne-au adus din moarte la viață. Eram blestemați, trăiam sub blestem, eram sub puterea satanei, dar El ne-a dezrobit, El ne-a scos, nu, din adâncimea pierzării, de sub puterea lui Satan, ca să ne facă, nu, o făptură nouă, o creație nouă, un om nou, făcut după chipul și după voia lui Dumnezeu, purtând în inimă legea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Uitați-vă dumneavoastră, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu, îl vor numi Părintele Veșnicilor, pentru că El este de la început. Și Ioan în Apocalipsă spune cuvântul lui Dumnezeu despre El, Eu sunt Alfa și Omega, Eu sunt începutul și sfârșitul. Glorie Domnului! Eu sunt de la început cu Dumnezeu. Eu sunt lucrarea lui Dumnezeu. Nu făcut, ci născut din Tatăl, slăvit să fie Domnul. Nu ca și îngerii, nu ca și creația, spune cuvântul lui Dumnezeu, ci născut din Tatăl, cuvântul care s-a făcut trup
slăvit să fie Domnul, locuind printre noi și dând viață celor ce cred în numele Lui. Mărit să fie numele Lui. Îl vor numi Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii, Cel ce a venit cu pacea cerească. Așa cum spuneau și îngerii, nu? Pace între oamenii plăcuți Lui, slăvit să fie Domnul. Ne-a dat o pace care întrece orice pricepere, o pace care n-am avut-o, o pace în care noi nu am venit cu ea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și cea care ne-a adus-o, Iisus Hristos, vă dau pacea, vă las pacea, nu vă dau cum vă dă lumea ca să nu vi se tulbure inima. De aceea aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, spunea Domnul Iisus Hristos. O pace care nu se tulbură, o nădejde vie, o pace care ne dăjduiește în El. Pentru că, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că noi trăim, dar trăim datorită Lui și trăim în harul Lui, trăim în pacea Lui, în nădejdea Lui. Noi știm în cine ne încredem. Noi știm că El este, nu, adevărul, viața, El este calea, slăvit să fie Domnul. Și tot ceea ce facem de acum, facem în numele Lui, pentru slava Lui, nu pentru slava noastră. Și Domnul să ne binecuvânteze, pentru că știm că la sfârșitul alergării este o răsplată. Mărit să fie Domnul, o răsplată care vine de la El pentru tot ceea ce am lucrat, pentru tot ce am suferit, pentru tot ceea ce am trăit în viața aceasta, spune cuvântul lui Dumnezeu, fiecare, cel ce crede în Hristos, cel ce-L acceptă pe Hristos, cel ce-L urmează pe Hristos și cel ce spune, nu voia mea, ci voia ta să se facă în viața mea, va fi răsplătit de Domnul, slăvit să fie Domnul. Iar ca răsplată este darul vieții veșnice, mărit să fie Domnul. Nu suntem ca cei ce n-au nădejde, nu suntem ca cei ce nu știm unde plecăm, nu știm ce se întâmplă după ce viața noastră se termină aici. Noi știm unde mergem, știm cu cine mergem, slăvit să fie Domnul, și știm în brațele cui vom poposi o veșnicie, slăvit să fie Domnul, cu Hristos Domnul nostru, mărit să fie numele Lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu și domnia Lui. El este împărat, El s-a născut să fie împărat. Domn și Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, pentru că s-a smerit. S-a smerit, spune cuvântul lui Dumnezeu. El n-a luat ca un lucru de apăcat, nu, voia lui Dumnezeu, ci s-a smerit. Până la sfârșit și încă nu a suferit moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat și i-a dat numele în care să creadă, în care să se îngenunche orice împărăție, orice domnie, orice om din orice seminție și în orice neam și orice gură să mărturisească spre slava Lui, căci Iisus Hristos este Domnul, slăvit să fie Domnul. Și orice ochi îl va vedea și orice limbă să mărturisească căci El este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și Domnul să fie glorificat. Împărăția Lui e o împărăție veșnică, fără de sfârșit. Mărit să fie Domnul. De aceea Dumnezeu l-a înălțat și i-a dat numele, dar și împărăția l-a făcut Domn și Dumnezeu, împărat și rege al nostru. Mărit să fie Domnul. De aceea spune că domnia va fi pe umerii Lui, nu? Și scaunul de domnie al lui David și al împărăției Lui o va întări și o va sprijini prin judecată, prin neprihănire, nu? Și veșnic, spune cuvântul lui Dumnezeu, va face lucrarea aceasta râvna Domnului. Pentru că El are o râvnă, spune, râvna pentru casa ta. Și cine este casa lui Dumnezeu? Suntem noi, voi sunteți, nu? O casă duhovnicească, un popor ales, o seminție deosebită, o împărăție de sfinți, slăvit să fie Domnul și Domnul să fie glorificat. Isaia în capitolul 56 spune cuvântul lui Dumnezeu, nu? Zice în felul următor, căci așa vorbește Domnul, le voi da în casa mea un loc înăuntru și în zidurile mele un loc și un nume mai bun decât fii și fiice, le voi da un nume veșnic care nu se va stinge, slăvit să fie Domnul. Iată ce har avem, ne va da Dumnezeu un nume, nume care este un nume binecuvântat, mai bun decât fii și fiice, glorie Domnului. Un nume binecuvântat, nu? Veniți binecuvântații Tatălui.
Veniți de moșteniți împărăția care v-a fost promisă încă de la temerierea lumii. O împărăție veșnică, slăvit să fie Domnul, dar nu singuri, alături de Domnul nostru, alături de regele nostru. Acest fiu minunat, spune cuvântul lui Dumnezeu, iată astăzi, în cetatea lui David, ni s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, Iisus nu a rămas numai un copilaș. Iisus Hristos nu a rămas în ieslea din Betleemului, spune cuvântul lui Dumnezeu, că El a crescut ca o odraslă slabă înaintea Lui, slăvit să fie Domnul. Vă aduceți aminte și mi se bucură Duhul. Îl vedem în timp ce părinții Lui mergeau nu la Ierusalim să se închine. Spune cuvântul lui Dumnezeu că ei s-au închinat și Iisus Hristos era în templu. El stătea de vorbă cu mari preoți la vârsta de 12 ani, cuvinte pline de har, pline de putere, pline de înțelepciune, ieșeau din gura lui și cei ce l-auzeau, acei preoți, acei oameni din templu, spune, rămâneau uimiți de învățătura lui. Dragii mei, el nu a rămas acolo, nu a rămas deși părinții lui, spune cuvântul lui Dumnezeu, l-au căutat, nu, fiule, noi te-am căutat. Unde ai fost? Zice, nu știați că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu? Slăviți să fie Domnul! Domnul să fie glorificat! Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în 53 aici, în Isaia 53, și spune cuvântul lui Dumnezeu, dar noi nu l-am băgat în seamă, totuși El a venit să poarte suferințele noastre. El a venit să ia, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu păcatele noastre. El a fost lovit de Dumnezeu, nu apăsat, spune. Nu, și noi am crezut că este pedepsit de Dumnezeu și smerit. El totuși a venit să poarte, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu nelegiuirea noastră, păcatele noastre pe lemnul de cruce, făcându-se blestem pentru noi și suferind, nu, moarte, moarte de cruce, moarte a ca și tâlharii, spune cuvântul lui Dumnezeu, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți, slăviți să fie Domnul. Suntem tămăduiți în rănile Lui. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ne vedeam de drumul nostru până când într-o zi, în dreptul nostru, Iisus a ieșit în calea noastră. Slăvit să fie Domnul. Noi care nu-L cunoșteam, El s-a descoperit. Așa și eu L-am cunoscut, dragii mei. N-am știut cine este Hristos. N-am știut cine este Fiul lui Dumnezeu. N-am știut cine este Mântuitorul. Glorificat să fie Domnul. Deși eram într-o religie, deși nu eram nepot de preot, deși m-am născut cu Scriptura în casă, nu L-am cunoscut pe Hristos. Până când Domnul s-a descoperit și mie. Așa cum s-a descoperit și dumneavoastră și vrea să se descopere tuturor celor ce-L acceptă, slăvit să fie Domnul. Mi-am pus și eu întrebarea, cine ești, Iisuse? Cine ești, Iisus din Nazaret? Cine ești Cel ce ai venit pe pământul acesta? Cine ești Fiul lui Dumnezeu? Și așa cum s-a descoperit, nu încă din vechime, încă de la nașterea Lui, s-a descoperit și mie. S-a descoperit ca fiu, s-a descoperit ca mântuitor, s-a descoperit la rege, ca rege și El a spus, eu sunt Domnul, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care vreau să te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, că eu sunt cu tine, slăvit să fie Domnul, glorie Domnului. I-am deschis ușa inimii și a spus așa, dacă cineva deschide inima, dacă cineva deschide inima la strigarea mea, la bătaia în inima ta, la chemarea pe care ți-o fac eu voi intra în inima ta, voi intra împreună cu Tatăl meu, voi cina cu tine și tu cu mine, slăvit să fie Domnul. Și în inima ta va fi pace, va fi bucurie, va fi nădejde, va fi credincioșie, va fi încredere, slăvit să fie Domnul. Și eu, spune cuvântul lui Dumnezeu, prin gura Domnului Iisus Hristos, eu voi cina cu voi. Voi umbla cu voi și voi cu mine, slăviți să fie Domnul, Domnul să fie glorificat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, nu,
Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. El, dragii mei, încă de la naștere spune cuvântul lui Dumnezeu, cetatea în loc să se bucure, cetatea Ierusalimului spune cuvântul, cetatea lui David, când deja Irod a auzit că în împărăția lui s-a născut un împărat, s-a născut un rege, a început, spune cuvântul lui Dumnezeu, el și toată cetatea a început să se tulbure. Toată cetatea s-a pus în mișcare. Mai mult decât atât, când a aflat de la magi, care au întrebat, zice, împărate, unde este regele de curând născut al iudeilor? I-am văzut steaua răsărit, spune-ne, dar unde este? O întrebat și el pe cititorii stele, pe magii aceia, pe vrăjitorii aceia, zice, spuneți-mi, dar unde trebuia să se nască Hristosul? Unde trebuia să se nască acest împărat? Și zice, în Betleemul iudei, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, s-a pornit atunci cu prigoană, o răutate acestui împărat, pentru că diavolul nu a avut iubire de Dumnezeu. A fost împotriva lui Dumnezeu, a fost împotriva lucrării lui Dumnezeu, încă din cer. Știți că s-a răzvrătit, știți că s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu. A vrut să fie ca Dumnezeu și Dumnezeu l-a alungat din cer. Dragii mei, a vrut să strice, nu, a stricat omul din grădina Edenului, loc pervertit la păcat, l-a pervertit la moarte. Și mai mult decât atât, omul era fără nădejde, pierdut fără Dumnezeu. Dar Dumnezeu în Hristos Iisus a împăcat lumea cu sine prin Hristos. Jertfa, mielul de jertfă, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, Irod o cercetat magii aceștia, citit, în fie aceștia de prin și a spus, nu, căutați pe acest rege și când vezi îl veți găsi, dați-mi și mie de știre. Dar omul acesta spune că avea gând mărșav, gând rău. Nu avea gândul să se închine așa cum a spus. Avea gândul să ucidă, pentru că în el era răutatea. În el era răzbunarea. În el era duhul celui rău. Chiar spune cuvântul lui Dumnezeu în istorie că el și-a omorât proprii fii ca să nu fie, nu, după el însuși să domnească. Inima acestui om era plină de răutate. Dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că magii au venit s-au închinat înaintea pruncului. I-au adus nu cele mai frumoase daruri, aur, smirnă și tămâie. Toate acestea reprezentând aurul care reprezintă puterea sau slava. Slăvit să fie Domnul. Tămâia înseamnă ungerea și smirna, de fapt, închinarea și rugăciunea, dacă vreți, supunerea față de Dumnezeu. Și smirna aceasta nu reprezintă ungerea și Domnul să ne binecuvânteze. Pentru că el a fost uns de Dumnezeu. Uns de Dumnezeu ca să nu poarte înaintea lui Dumnezeu rugăciunile noastre. El a fost uns de Dumnezeu ca să slujească înaintea lui Dumnezeu în sfințenia lui. Și mai mult decât atât spune cuvântul lui Dumnezeu, că i s-a dat slavă și putere, mărit să fie Domnul. Și Domnul să ne binecuvânteze. Uitați-vă dumneavoastră și spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta, în timp ce el a aflat că magii s-au întors pe alt drum, magii nu au mai trecut pe acolo pentru că Dumnezeu și-a apărat pe fiul său. Chiar îi spune cuvântul lui Dumnezeu pe când era Iosif cu Maria, i s-a arătat un înger în vis și a spus așa, zice, ia pe Maria, nu, și pe fiul său, mama lui Iisus. Nu, și du-te în Egipt ca să se împlinească cuvintele prorocului care spuneau, l-am chemat pe fiul meu din Egipt, slăvit să fie Domnul, glorificat să fie Domnul. Spune că omul acesta a dezlănțuit, nu, durerea. Iată că în Rama, iată că în Iudeea s-a auzit o strigă, spune cuvântul Dumnezeu, Rahela își plânge fiii. O dezlănțuit acel masacru al tuturor copiilor de la 2 ani în jos. Dar Dumnezeu glorificat să-i fie numele și-a protejat pe fiul său, mărit să fie Domnul. A fost atâta durere, a fost atâta întristare. Mi-aduc aminte un cuvânt. Când Iisus Hristos cheamă ucenicii, o chemat și pe unul numit Natanael.
Și când i-a zis Natanaele, vino după mine. Cine ești tu acela care să vin după tine? Eu sunt acela care te-am văzut pe când erai la rădăcina unui pom, ascuns de mama ta, împreună cu pruncii care au fost dați la moarte. Te-am văzut pe când erai acolo. Negreșit, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu-și cunoștea acest secret. Nimeni nu cunoștea acest secret al mamei și al lui, care l-a protejat de uciderea acestor copii. Slăvit să fie Domnul. Cine ar fi putut să cunoască aceasta decât Dumnezeu? Slăvit să fie Domnul. Domnul să ne binecuvânteze. Dați-vă dumneavoastră ce spune cuvântul lui Dumnezeu. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dragii mei, în timpul lucrării lui de propovăduirea Evangheliei, la 30 de ani, el se botează în râul Iordanului alături de Ioan Botezătorul, care săvârșește această lucrare. Dumnezeu confirmă atunci în râul Iordanului. Iată, spunea Ioan ca mărturie, iată am văzut cerurile deschise. Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste acela care însăși Tatăl m-a trimis să-l botez, spunându-mi, acela peste care vei vedea Duhul Sfânt pocorându-se, acela este Fiul meu. Cerurile s-au deschis, dragii mei. Duhul lui Dumnezeu a coborât ca un porumbel peste Iisus. Și glasul Tatălui s-a auzit din cer, acesta este Fiul meu, preiubit în care găsesc plăcerea, slăvit să fie Domnul. De El să ascultați, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, Domnul să ne binecuvânteze. Iisus astăzi a săvârșit lucrarea. Iisus astăzi și-a împlinit menirea. Iisus astăzi este la dreapta puterii lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, slăvit să fie Domnul. Și El astăzi este jertfa de răscumpărare. Pentru că, dragii mei, de la Iesle, o ajuns pe Golgota pe o cruce, El purtând păcatele noastre, nelegiuirile noastre, zice, și pedeapsa aceasta care a suferit-o, o suferit-o pentru El. Dragii mei, de la Iesle până la cruce, a fost o cale lungă, dragii mei, cu multă suferință, cu multă durere, cu multe bajocuri, cu multe ocare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta spunea, nu pentru El o suferea, ci pentru noi. Pentru noi, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru noi cei păcătoși, pentru noi cei vinovați, pentru noi care eram, spune cuvântul lui Dumnezeu, departe de fața lui Dumnezeu, departe de Dumnezeu. Dar spune Domnul, El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine de cei de pe vremea Lui a crezut? El fusese șters de pe pământul celor vii, lovit de Dumnezeu cu moarte pentru păcatele poporului meu. Pentru păcatele noastre, dragii mei. El a suferit, spune Ioan așa frumos, în grădina Ghețiman, când Domnul Iisus Hristos era în rugăciune, când Domnul Iisus Hristos era sub această ungere a rugăciunii, El spunea înaintea Tatălui, Tată, mi-ai dăruit acest pahar prea plin al fără de legii oamenilor. Mi-ai dăruit paharul acesta, care este plin de păcatul și nelegiuirea lumii. Zice, Tată, dar eu tocmai pentru ceasul acesta am venit în lume, ca să iau păcatele lumii asupra mea, ca să duc lucrarea de mântuire și de răscumpărare a oamenilor înaintea ta. Pentru că nu s-a găsit nimeni vrednic în cer care să meargă pe pământ și care să mântuiască pe om din păcat și de sub puterea satanei decât Domnul. La împlinirea vremii, spune cuvântul lui Dumnezeu, Iisus era scris în sulul cărții, vin să fac voia ta, Dumnezeule, slăvit să fie Domnul. Și Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, o împăcat lumea cu sine, glorie Domnului, o făcut, spune cuvântul lui Dumnezeu, ca din cei doi, în Iisus Hristos, noi să fim împăcați înaintea lui Dumnezeu. El Hristosul, El Adamul răscumpărător, El care a venit într-un trup, ca și al nostru. Slăvit să fie Domnul. Domnul să ne binecuvânteze. Zice, groapa lui a fost pusă în rând cu cei răi, mormântul lui la un loc cu cei bogați, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în el. Totuși,
Dumnezeu a găsit cu cale să-l zdrovească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și în lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, după învierea Domnului Iisus Hristos, el se înfățișează prin multe, multe dovezi. În prima zi a săptămânii, nu? În timp ce femeile mergeau la mormânt pentru a aduce mirezme, pentru a-l unge și nu cu acel mir, spune cuvântul lui Dumnezeu, cu acele mirezme, spune cuvântul lui Dumnezeu, cu un înger li s-a arătat femeilor și a spus: de ce căutați pe cel mort între cei vii? Nu este aici. Nu, mergeți în Galileea, dați de știre ucenicilor că Hristos nu este mort. Hristos este viu, slăvit să fie Domnul, pentru că nu putea să stea cel veșnic, nu, cel ce este viața, să rămână în locuința morților, pentru că el a biruit moartea. Așa cum ne spune, nu, prin moarte, spune cuvântul lui Dumnezeu, a biruit moartea. Unde ți este boldul moarte? Unde ți este puterea moarte, păcatul? A fost biruit păcatul, a fost biruit moartea, a fost biruit Satan, slăvit să fie Domnul, prin învierea Domnului Iisus Hristos. Și după ce își va da viața, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu, el va înflori din nou, va răsări din nou în viață veșnică. El va lua împărăția, spune cuvântul lui Dumnezeu, și împărăția lui este o împărăție fără de sfârșit. Urmașii lui și noi care credem în el, spune cuvântul lui Dumnezeu, suntem rodul suferințelor lui. Suntem rodul dragostei lui, mărit să fie Domnul. Noi astăzi, nu, trăim datorită lui și trăim, nu, o viață binecuvântată în el, slăvit să fie Domnul. Va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora prin lucrarea lui și va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, noi astăzi suntem, nu, puși după voia lui, într-o stare și într-o trăire după voia lui, slăvit să fie Domnul. Nu mai trăim noi, nu mai suntem cei vechi. Nu mai este omul cel păcătos, ne luptăm să fim asemenea voii lui, asemenea chipului fiului său, slăvit să fie Domnul, cu o viață nouă, o viață curată, o viață sfântă, o viață după voia lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvânteze. Dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu? De aceea Dumnezeu i-a dat partea împreună cu cei mari, l-a înălțat, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu? Și spune cuvântul lui, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege și a purtat păcatul multora, s-a rugat pentru cei vinovați. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, dându-i din nou, spune cuvântul lui Dumnezeu, locul din cer, locul pe care îl avea mai înainte, spune cuvântul lui Dumnezeu, locul acela ceresc, nu? De aceea Dumnezeu a spus, zice, stai de-a dreapta mea, până voi pune pe toți vrăjmașii tăi sub picioarele tale, slăvit să fie Domnul. Domnul să fie glorificat. De aceea el astăzi e la dreapta lui Dumnezeu. De aceea astăzi el este, spune cuvântul lui Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Ba mai mult decât atât, nu? Spune Domnul Iisus Hristos, iată mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Nu vă voi lăsa orfani, nu vă voi lăsa singuri și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, slăvit să fie Domnul, acolo în locul în care sunt eu și veți fi la dreapta Tatălui, slăvit să fie Domnul, ca o împărăție aleasă, ca un neam sfânt, ca un neam binecuvântat, ca rod al suferințelor mele, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, ne bucurăm în zilele acestea și cântăm cântările minunate, cântările binecuvântate. Spunea cineva, zice, colindele nu-s de la Dumnezeu. Ba da, cântarea de laudă și care vestește numele Domnului e de la Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze. Am cântat în lume, am cântat cântările lumii, dar astăzi cântăm cântările lui Dumnezeu care vestesc lucrarea lui, care vestesc nașterea, care vestesc, nu, lucrările minunate, care vestesc moartea și învierea lui și care vestesc, nu, bucuria cerului, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, dacă la nașterea Domnului Iisus Hristos au cântat îngerii,
Au cântat miile de îngeri, spune cuvântul lui Dumnezeu. Îngerul acela care a adus vestea, nu, vestea în câmpurile acelea, în timp ce erau păstorii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deodată spune cuvântul lui Dumnezeu că îngerul s-a unit cu o mulțime de oaste îngerească, cântând cântările sfinte și proslăvind pe Dumnezeu. Cu atât mai mult noi de pe pământ suntem datori să înălțăm pe Domnul. Suntem datori să binecuvântăm pe Domnul. De ce spune salmistul? Voi avea pe inimă o cântare nouă, o jertfă, o laudă pentru împăratul. Lauda mea este pentru împăratul, slăvit să fie Domnul. De ce să nu cântăm? Dragii mei, cântarea de laudă. Nu mai onorăm lumea, nu mai onorăm păcatul, nu mai onorăm, nu blestemăm lucrurile acestea blestemate, ci nu onorăm pe cel fără de început. Așa că se cânta. O, ce veste minunată! O, ce veste binecuvântată! Nu, îngerii ne-au adus. Slăvit să fie Domnul! Pentru că astăzi s-a născut cel fără de început, slăvit să fie Domnul, în care și noi credem, în care și noi trăim și noi ne bucurăm, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, cântarea de laudă este pentru noi. Bucurați-vă! Iar zi, bucurați-vă în Domnul și bucuria noastră să fie nou în cântare, în rugăciune și în cuvânt, slăvit să fie Domnul. Asta e părtășia, asta e bucuria, slăvit să fie Domnul. Domnul să ne binecuvânteze. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu prin Iacov, cei cu inima bună, să cânte cântări de laudă spre slava lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, să colindăm în zilele acestea și să spunem despre Domnul mai mult ca oricând. Este voia lui Dumnezeu să vestim pe Domnul, să vestim lucrările lui minunate, să vestim pe Dumnezeul și Tatăl nostru și pe Fiul lui slăvit să fie Domnul. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea salmilor, nu, binecuvântați-L pe Domnul, voi, nu, îngerii lui, voi oameni și împărăția lui, voi care sunteți, nu, tari în numele lui, voi care, nu, aduceți, nu, și vestiți lucrările minunate ale dragostei lui, slăvit să fie Domnul. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, gura mea nu va tăcea, limba mea nu va înceta să mărturisească numele lui cel minunat și sfânt. Domnul să ne binecuvânteze. Nu tăceți astăzi, spuneți tuturor oamenilor de dragostea Domnului Iisus Hristos, de iubirea Lui cea mare, de jertfa Lui cea binecuvântată, de mântuirea Lui și de darul binecuvântat pe care ni l-a dăruit Dumnezeu. Noi ne dăruim în vremea aceasta daruri, ne dăruim lucruri neînsemnate, dar Dumnezeu ne-a dat un dar de preț. Spune cuvântul lui Dumnezeu, zice că darul, fără seamăn, fără preț, a lui Dumnezeu este Iisus Hristos, viața veșnică, slăvit să fie Domnul. Domnul să ne binecuvânteze. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, bucură-te tu, pământule, bucură-te tu, țărână, bucură-te în Domnul, slăvit să fie Domnul. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, nu, mă voi bucura totdeauna în Domnul, pentru că El a înălțat sufletul meu, El a ridicat inima mea, El m-a ridicat, spune cuvântul lui Dumnezeu, în Hristos. Mărit să fie Domnul. Și de aceea spune cuvântul, nu, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să se bucure nou sufletul meu împreună cu cei sfinți și cu cei ce laudă pe Domnul. Pentru că nu este Domn, nu este nume, nu este, nu, Sfânt, așa de minunat cum e Domnul, slăvit să fie Domnul. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu și ne fericește. Ne fericește, nu, pe noi, această împărăție, această națiune, spune cuvântul lui Dumnezeu, o națiune de sfinți, o națiune, spune cuvântul lui Dumnezeu, de oameni care vestesc lucrările lui, minunile lui și puterea lui, slăvit să fie Domnul. De aceea, dragii mei, cât vom mai trăi pe pământul acesta? Să spunem lucrarea lui minunată, să vestim, nu, oamenilor, nu, aceste lucrări binecuvântate ale lui Dumnezeu. Pentru că numai așa vom fi lucrători împreună cu Domnul și la sfârșitul lucrării ne va fi chemat, nu, spune cuvântul lui Dumnezeu, slugă bună, rob bun, nu, și credincios
nu, a voii lui Dumnezeu. Intră în bucuria stăpânului tău și moștenește binecuvântările cerului, slăvi să fie Domnul, pentru că ai lucrat, pentru că te-ai ostenit, pentru că ți-ai dat silința și pentru că ai făcut voia mea și eu te voi binecuvânta cu binecuvântările cerului, slăvi să fie Domnul. De aceea, dragii mei, vă invit în aceste zile, nu, mărturisiți-L pe Domnul, vestiți-L pe Domnul, binecuvântați-L pe Domnul în orice loc și în orice vreme și Domnul să ne binecuvânteze. Îl slăvim pe Tatăl nostru, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt, care ne-a dat o mare bucurie, aceea de a fi ai Lui și suntem. Și vrem să rămânem până la capăt copiii Domnului și Domnul să ne binecuvânteze. Amin, amin, amin. Amin, amin. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Domnul să te binecuvânteze, frate Adrian, mulțumim Domnului, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, zicem bun venit și fratele Virgil, sora Irina, Domnul să vă binecuvinteze. Deci avem acum, rugăm pe sora Lucreță să laude pe Domnul cu o cântare, fratele Virgil și sora Irina, ceea ce Domnul vă pune pe inimă și Domnul să ne binecuvinteze. Lăudați să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. Betleeme, Betleeme, unde n-ai primit în tine pe Fecioara Maria să nască pe Mesia. Pe Fecioara Maria să nască pe Mesia. N-ai primit tu, Betleeme, în casele tale bune să-i dai un pic de slaș celui mai sfânt copilaș. Să-i dai un pic de locaș celui mai sfânt copilaș. Patmoale și scutecele i-a oferit vitele, lumina i-a oferit o stea de la răsărit. Lumina i-a oferit o stea de la răsărit. O iată cea-ntunecoasă a fost a Domnului casă la venirea sa în lume din vina ta, Betleeme, la venirea sa în lume din vina ta, Betleeme. Magii de la răsărit cu daruri au venit, aur, smirnă și tămâie pruncului să-i se închine. Hai și noi să ne închinăm, slavă Domnului să-i dăm. Amin, amin, slavă Domnului, Domnul Iisus să vă binecuvânteze, sora Lucreția, slavă Domnului. Binecuvântat, sorora, să fie Dumnezeu în dimineața aceasta. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul lui minunat pe care ne l-a revărsat peste noi și mulțumim Domnului că ne vedem iarăși fețele înaintea Domnului și ar vrea ca să laud pe Domnul cu cântare. Spune cuvânt, cântarea spune în Țara Sfântă Israel, Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. În Țara Sfântă Israel,
De 2000 de ani Mesia, născutu s-a în Betleem, cum a prezis de mult Isaia. E Domn al păcii nepărat, Dumnezeu Tatăl minunat, Părinte al veșnicilor, cum a prezis de mult Isaia. E Domn al păcii nepărat, Dumnezeu Tatăl minunat, Părinte al veșnicilor, cum a prezis de mult Isaia. Din casă în casă a umblat, în Betleem atunci Maria, un loc oriunde n-a aflat, să nască pe spânătul Mesia. Afară în staul, într-un grad, a lumii veșnic nepărat, venit la noi, umile sărman, să aducă mântuirea. Afară în staul, într-un grad, a lumii veșnic nepărat, venit la noi, copile sărman, să aducă mântuirea. Răsună iar la mult sub geam cuvântul sfânt, buna vestire. El va rămâne an de an, mereu, mereu în amintire. Veniți cântați acum cu noi, cântați căci și pentru noi. El s-a născut în Betleem, precum a spus de mult Isaia. Veniți cântați acum cu noi, cântați căci și pentru noi. El s-a născut în Betleem, precum ne-a spus de mult Isaia. Lăudați să fie Domnul Iisus. Amin. Slavă Domnului! Lăudați să fie Domnul! Domnul să vă binecuvânteze, frate Virgil! Domnul te binecuvânteze, frate Virgil! Amin, amin! Lăudat și mărit să fie Domnul! Poezia se titulează Un sfert de viac. Nu mă întreba ce zi e acum. M-a îndemnat din nou să cânt. De zile pline întreaga lume de sărbători în alb veșmânt. Și totuși e o zi frumoasă, un nou prilej să fiu mai bun. E inima din piept voioasă ca vestea bună de Crăciun. Eu azi privesc ca rostologie în urmă peste al vieții drum și răsfoiesc cu bucurie dragi amintiri dintr-un album. Văd zile calde și însorite și apoi mai văd și nori grei. Dar zilele chiar fericite s-au dus în zbor de porumbei. Ca niște cârduri de cocoare zboră luni și ani întregi spre țara cea cu-n veșnic soare pentru pescari și fii de regi. Prea bunul meu ceresc, părinte, îți mulțumesc că în încercări mi-ai dat puteri să merg înainte pe drumul către alte zări. Iubirea ta mi-a dat lumină să fiu smerit în biruință și liniștea cea mai deplină când întâlneam noi suferind.
Iar când alunecam pe cale, cu brațul tău tu mă prindeai și bucurii în loc de jale prin Duhul Sfânt îmi dăruiai. Atunci eu te strigam ferbinte, iar tu mă vindecai prin har. Îți mulțumesc, Ceresc Părinte, pentru a iubirii tale dar. Eu am găsit mereu în tine noi binecuvântări de sus și acum în fericiri de pline te laud, Domnul meu Iisus. Pe-al vieții mele drum de luptă aveam poveri și griji de dus, dar mila ta neîntreruptă mi le-a luat și m-au condus. Cu tot ce am mai bun în mine, mai plin de soare, mai ceresc, privești pentru iubirea ta ferbinte, o Tată Sfânt, îți mulțumesc. Întreaga mea recunoștință să fie o jertfă pe altar, deci umplem pieptul de credință, de bucurie și de har. Azi, în betalea vieții mele, atâtea fire s-au sesut, și zile reci, și zile grele, și zile calde ce-au trecut. Un sfer de viac trecut din viață e tinerețea și s-a dus, ca niște zori de dimineață când soarele e tot mai sus. O, an frumos ai tinereții, eu v-a striga, veniți înapoi, preotrovă drag al dimineții, ce veșnic Dumnezeu cu noi. Iisus al vieții noastre soare și viața mea e o dărui lui, căci nu-i mai mare îndurare în calea noastră a oricui. Condu-mi, o Doamne, astăzi viața spre ceri, spre zeri, dumnezeiești. Ascultă-mă să ascult povața din care mă călăuzești. Primește-mi jertfa mulțumirii pentru toți anii ce au trecut, pentru mirezmele iubirii și a credinței tale scut. Un ster de viac precum o clipă s-a dus cu-al vieții anotim, dar sus pe-al Duhului aripă voi fi cu Crist mai sus de timp. Amin. Amin, amin, slăvit să fie Domnul. Domnul Iisus, să te binecuvânteze, sora Irina. Amin pe tot. Așa cum se spunea în poezie, că să aducă Domnul anii tinerețe înapoi, dar spune cuvântul Domnului prin profetul Maliah, vorbește acolo, că vom sări ca viței din grajd când ne vom întâlni cu Domnul. Domnul să ne binecuvânteze pe tot, dar atunci toți vom fi tineri, slavă Domnului. Frați și surori, noi ne apropiem de sfârșit. Doresc ca prin fratele Virgil Stoian să înălțăm înaintea Domnului rugăciune. În rugăciunea aceasta se va ruga și pentru cauzele care sunt, se va ruga și pentru frații noștri, surorile noastre care sunt întrupați de suferințe. Ne vom ruga pentru frații și surorile care în vremea aceasta poate nu au putut fi împreună cu noi. Domnul să-i binecuvânteze acolo unde sunt, la locul de muncă, în călătorie, Domnul să fie cu Dumnezeu. Și ne vom ruga pentru vestitorii Evangheliei. Fratele Virgil îi cunoaște acum, știm, Domnul să vă ajute să vă rugați și pentru ei. Și apoi, în final, să mulțumiți Domnului pentru ceea ce Domnul a îngăduit și astăzi să aducă la cunoștința noastră, în mijlocul nostru, prin cântarea de laudă, prin poezie, prin cuvântul Evangheliei. Domnul să binecuvânteze toți slujitorii și cei care au slujit într-un fel sau în altul. Sora Olta la aici la administrarea grupului, la conducere, Domnul să binecuvânteze ceilalți care am slujit Domnului cu darul care ne-a dat Domnul, Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Vă rog să vă rugați Domnului. Înaintea ta, Părinte, scump și minunat din ceruri, venim înaintea ta, Doamne, și mai înainte de toate venim să-ți mulțumim. Îți mulțumim pentru această binecuvântată dimineață pe care ai pregătit-o pentru noi, ca noi să ne bucurăm în ea, Doamne, îți mulțumim pentru acest mare har pe care îl trăim înaintea Ta, Doamne. Nu-i meritul nostru lucrul acesta, este meritul Domnului Iisus Hristos.
care ai băgat atâta, cu atâta grijă, Doamne, asupra ființelor noastre, Doamne, iată-ne, Doamne, așa cum suntem, venim la tronul de milă și de îndurare și mai înainte de toate venim să-ți mulțumim, îți mulțumim atotputernicule Dumnezeu, că te-ai îndurat de noi, Doamne, ne-ai făcut, Doamne, acea chemare minunată cu un șat mai devreme. O, Doamne, ce mare har ai revărsat peste noi, Dumnezeule! Lucrul acesta nu l-am meritat niciodată și credem, Doamne, în dimineața aceasta, în toate lucrurile, că meritul este al Tău, Dumnezeule, că Te-ai îndurat, Te-ai coborât în locurile cele mai de jos al pământului, Doamne, ne-ai răscumpărat cu un preț așa de mare. Îți mulțumim pentru harul acesta. Te binecuvântăm în toată splendoarea Ta, Doamne, pentru că ai vegat asupra noastră, ai căutat, Doamne, cu tot din adinsul, ca în dimineața aceasta, Doamne, să-ți lăudăm numele Tău, Dumnezeule, și pentru lucrul acesta, Doamne, chiar am face lucrul acesta o veșnicie, o plată n-ar fi niciodată, Doamne, cât de mult ai suferit pentru noi la Golgota. De aceea Te rugăm în dimineața aceasta, umple inimile noastre de bucurie sfântă, Doamne, ajută-ne, Doamne, umblând în lumea aceasta să fim o lumină, să fim o sare, Doamne, de aceea Te rugăm frumos. Binecuvintează platforma aceasta, calea către Rai, Doamne, mă rog în numele Domnului Iisus, păzește-o, Doamne, Te rog în numele Domnului Iisus să lași îngerii Tăi, Doamne, să păzească platforma aceasta, pentru că aici, Doamne, vin frați, Doamne, cu râvnă, Doamne, să laude numele Tău, să vestească îndurarea Ta, Doamne, mă rog înaintea Ta, binecuvintează în dimineața aceasta, Doamne, frații, surorile care sunt prezenți înaintea Ta și cei care ne ascultă online, Doamne, mă rog înaintea Ta, ascultă-ne, Doamne, din cerurile prealalte, pentru că ești un Dumnezeu bun, pentru că ești un Dumnezeu care îți pasă de noi. Te rog în dimineața aceasta, Doamne, în mod deosebit, mă rog pentru familia Hozan, Doamne, mă rog pentru sora Holtea, Doamne, Te rog frumos să o binecuvintezi, Doamne, Te rog să-i dai putere și sănătate, Doamne, Te rog frumos să-i dai putere în lucrarea aceasta de traducere. E adevărat, nu este atât de ușoară, Doamne, dar Te rog frumos, ajută-o, Doamne, în bunătatea Ta. Mă rog pentru fratele Ilie, Doamne, binecuvintează-l, Doamne, Te rog frumos să-i dai sănătate, ajută-le, Doamne, în această lucrare, Dumnezeule, în care sunt convocați înaintea Ta, Te rog frumos să le ajuți, Doamne, să fie neobosiți în lucrarea Ta, mă rog înaintea Ta, binecuvintează-le copiii, Doamne, binecuvintează-le familia întregime, Doamne, mă rog înaintea Ta. Îndură-te, Tată din ceruri, aduc înaintea Ta, Tată din ceruri, pe fratele Raj, Doamne. Mă rog pentru fratele acesta, care iubește scump numele Tău, Doamne, și care, Doamne, este un slujitor destoinic înaintea Ta. Mă rog înaintea Ta, pentru marea Ta îndurare, Doamne. Îndură-te, Doamne, Te rog frumos să dai sănătate, Te rog frumos să-i dai putere, Doamne. Mă rog, îngrijește-te, Doamne, de nevoile lor, Doamne. Tu știi că sunt un popor sărac, Doamne, dar știu că ești un Dumnezeu bogat, care Tu, Doamne, știi să dai cu mâna largă, Doamne. Mă rog înaintea Ta, îndură-te, Doamne, Te rog frumos, că ai milă, Doamne, ai milă de fratele acesta, ai milă de familia lui, ai milă de copiii lui, Doamne, care fac, Doamne, școală, Doamne, și sunt în altă parte, dar Te rog frumos să Te înduri, Doamne, pentru nevoile lor, pentru că sunt atât de mari, mă rog înaintea Ta, știu că lucrul acesta nu este cu neputință înaintea Ta și totul este cu putință, Doamne, mă rog înaintea Ta, Dumnezeule, îngrijește-te de nevoile lor, Doamne, îngrijește-te de tot ce au nevoie înaintea Ta, pentru că ești un Dumnezeu minunat. Te rog frumos în dimineața aceasta, îl aduc înaintea Ta pe fratele Ghiță Vaipan, Doamne. Mă rog pentru sănătatea lui, mă rog pentru slujirea lui care o face cu dăruire înaintea Ta.
Dumnezeule, ia minte, Doamne, te rog frumos în dimineața aceasta, binecuvintează-L, Doamne, cu putere îndoită de la Tine, ajută-L, Doamne, să rămână neobosit în lucrarea Ta. Mă rog pentru sora Rodica, Doamne, te rog frumos să-i dai sănătate, te rog frumos să ai privirea îndreptată către această familie încercată, Doamne. Tu știi, Doamne, e adevărat că timpul e adevărat, timpul vindecă rana, dar rămâne, Doamne, în urmă, rămâne în inimă, Doamne, durerea adâncă, Dumnezeule, că au pierdut un fiu, Doamne, dar te rog frumos, știu că acest lucru, Doamne, este o mare valoare înaintea Ta, Dumnezeule, pentru că Tu știi de ce ai făcut lucrul acesta, mă rog înaintea Ta, Dumnezeule. Ia minte, Doamne, mă rog pentru fratele Adrian, Doamne, care slujit înaintea Ta, te rog frumos să-i dai putere și sănătate. Mă rog frumos, Doamne, ajută-L, Tată din ceruri, în slujirea pe care o faci înaintea Ta. Te rog frumos, Dumnezeule, binecuvântă-i familia. Mă rog pentru fratele Vasile, Doamne, te rog frumos, ajută-L, Doamne, te rog frumos, ajută-L, Tată din ceruri. Tu știi, Doamne, de durerea lui din suflet, Doamne, de această lucrare pe care este și în familia lui, mă rog pentru soția lui care este la pat, ajută-L, Doamne, să o îngrijească, Doamne, cum știi Tu că este mai bine, te rog frumos, ajută-L, Doamne, în această lucrare. Știu că toate lucrurile, Doamne, sunt, Doamne, pentru noi în dimineața aceasta și mă rog înaintea Ta, Doamne, ajută-ne pe toți, Dumnezeule, să fim, Doamne, vrednici pentru lucrarea Ta, mă rog înaintea Ta, Dumnezeule, ai milă în dimineața aceasta, Doamne, mă rog pentru sora Lucreția, Doamne, pentru sora Michelle, Doamne, mă rog pentru sora Carmen, Doamne, aduc înaintea Ta, mă rog pentru sora Nicole, Doamne, care este în prezența Ta, Dumnezeule, îndură-Te, Tată din ceruri, binecuvintează, Doamne, pe sora Irina, Doamne, te rog frumos să-i dai putere și sănătate, Doamne, te rog frumos să-i dai ajutorul Tău, Doamne, ajută-o, Doamne, că și în povara anilor grei care apasă pe umerii ei, Doamne, ajută-o, te rog frumos, să-i dai sănătate, ajută-o, Doamne, să Te slujească mai departe, pentru că Tu, Doamne Dumnezeule, Te folosești și de prunci, Doamne, Te folosești și de cei care sunt în vârstă, Doamne, ești un Dumnezeu minunat, mă rog înaintea Ta, Dumnezeule, ia minte, Doamne, te rog frumos, îndură-Te, Tată din cerul, lucrează, Doamne, mai departe pe platforma aceasta, ajută-ne, Doamne Iisuse, în lucrarea Ta, Dumnezeule, să rămânem neobosiți, ajută-ne, Tată din cerul, să facem ce este bun și plăcut înaintea Ta, ajută-ne, Doamne, să fim o mireasmă de bun miros în lumea aceasta, Doamne, ca oamenii când ne văd, Doamne, să vadă, Doamne, cu adevărat că suntem cu adevărat copilașii Tăi. Îți mulțumesc frumos, îți mulțumesc frumos, Doamne, pentru această lucrare minunată care s-a desfășurat și în dimineața aceasta. Te rog frumos să pui pe altarul Tău de milă și de durare cântările Te laudă, cuvântul Tău, Doamne. Te rog frumos să le îmbogățești în inimile noastre. Și ajută-ne, Doamne, și cei care ne ascultă online, Doamne, ajută-ne să fie, Doamne, nu numai de mărturie, dar să fie și pentru mântuire, Doamne, pe cei care nu Te cunosc. În dimineața aceasta, Doamne, ia minte, Doamne, și dă putere robilor Tăi, cei care sunt, Doamne, în măsură, Doamne, să vestească lauda Ta, să vestească îndurarea Ta, Dumnezeule. Te rugăm, Doamne, în vremea aceasta în care mai avem de trăit, ajută-ne, Tată din ceruri. Iată-ne, Doamne, nu mai este mult și se termină anul acesta. Ajută-ne, Tată din ceruri, fiecare dintre noi să ne aducem aportul înaintea Ta. Ajută-ne să ne punem, Doamne, o cercetare în sufletul nostru, Doamne. Cât de mult, Doamne, Te-am slujit, cât de mult, Doamne, ne-am dăruit, Doamne, slujirii Tale, de aceea Te rugăm în dimineața aceasta, ajută-ne, Tate din ceruri, îndură-Te, Doamne, știm, Doamne, că în anul acesta, știm că de multe ori, în pornirea noastră, în umblarea noastră, Te-am întristat și Te-am supărat, dar Te rugăm frumos, Dumnezeule, ajută-ne, Doamne,
ca prin harul Tău să depășim aceste lucruri, Doamne, pe care de multe ori ne împiedică și Te rugăm frumos în numele Domnului Iisus, ajută-ne, Tată din ceruri, de acum încolo, Doamne, să luăm noi hotărâri, să ne pocăim înaintea Ta, să ne sperim, pentru că Tu, Doamne, lucrezi cu omul sincer, lucrezi cu omul cu inima curată. Te rugăm în dimineața aceasta, îți mulțumim că ne-ai ascultat, îți mulțumim că ai luat aminte, Doamne, îți mulțumim pentru lucrarea aceasta care s-a desfășurat înaintea Ta. Te rugăm să rămâi cu noi, Te rugăm să ne dai putere, Doamne, ca mergând, Doamne, mai departe prin lumea aceasta, să ne ajut, Doamne, să fim o lumină, să fim o sare. Îți mulțumim pentru că Tu ne-ai ascultat. A Ta să fie slava, gloria și onoarea, Doamne, iar a noastră să fie smerenia și pocăința de acum și până în veșnicie. Amin. Amin, amin. Slăvit să fie Domnul. În primul rând mulțumim Domnului Iisus Hristos, apoi mulțumim frate Virgil și mulțumesc din toată inima că ai adus înaintea Domnului întregul grup de rugăciuni, frații noștri, surorile noastre. Domnul să vă asculte rugăciunea. Și acum, în numele grupului, doresc și rog pe Domnul ca să vă binecuvinteze și familia dumneavoastră, pe tine să binecuvinteze Domnul în lucrarea de slujire care faci, pe sora Lucia, Domnul să o binecuvinteze ca o mamă sănătoasă în familie, să fie copiii dumneavoastră, nepoți, să iaibă sub ocrotirea Domnului. Și așa cum spune psalmistul în psalmul 91, întreaga familie să rămâneți sub ocrotirea Domnului și Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim Domnului, frați și surori, mulțumim și pentru clipile acestea care astăzi le-am petrecut cu toți împreună. Domnul să vă binecuvinteze pe toți, să ne binecuvinteze pe toți mai departe. Peste noaptea aceasta la sora Olte acolo, Domnul să rămână și să vegheze peste noi, peste ziua asta de azi. Fiecare unde merge în lucrul mâinilor noastre, în lucrarea de slujire, Domnul să fie cu noi și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Vă reamintesc, cu ajutorul Domnului, dacă Domnul îngăduie viață și sănătate, vineri dimineață la orele 6 avem din nou întâlnire, ne întâlnim pe grupul acesta de rugăciune și Domnul să ne binecuvinteze pe toți să venim. Mulțumim, mulțumim sora Olta pentru slujire, pentru truda pe care o depuneți în fiecare zi, în fiecare seară, Domnul să vă răsplătească osteneala și să vă dea sănătate. Amin. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin, amin. Amin. Mulțumim tuturor de slujire, Domnul să vă răsplătească, deci pentru cei din Statele Unite și Canada, următoarea întâlnire va fi la ora 8 Pacific, Statele Unite și Canada, pentru cei din România, ora 6, dimineața, ora României, vine dimineața și la noi aici va fi joi seara. Domnul să vă binecuvânteze. Mult har și pace tuturor, salutări sfinte și ne vedem data viitoare. Pace, pace. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Salutări și la fratele Ilie. Domnul să vă binecuvânteze.